Neața, sper că a început bine ziua dumneavoastră. Noi să avem o discuție astăzi prietenoasă. Noi nu vrem să venim în fața dumneavoastră cu chestii academice, dar să venim cu o chestie reală, o chestie care ne privește fiecare dintre noi. Și asta se numește cum noi putem deveni mai eficienți utilizând soluțiile digitale. O mică informație, nu am planificat să organizăm acest eveniment în acest format, pentru că noi, în cadrul proiectului care implementăm împreună cu GIZ și cu Agenția de Guvernare Electronică, care sunt partenerii noștri strategici, în format online și într-un alt, un pic din altă perspectivă. Dar noi am organizat anul trecut, la sfârșitul anului, o discuție internă cu colegii și am decis să facem un eveniment un pic mai mare, în primul rând. Într-al doilea rând, momentul este unul oportun, în opinia noastră, pentru că au avut loc alegerile locale generale. Au fost aleși noi primari, noi consilieri locali, consilieri raionali și noi considerăm foarte important să aducem cât mai multă informație, informare, know-how și cel mai important, conexiune pe această dimensiune, pentru că, și aici vine al treilea element, este că noi suntem, de fapt, într-un spațiu cam interesant și asta se numește că dacă eu cum întreb cine dintre dumneavoastră are un telefon mobil și cine nu are, deci nu mai are niciun fel de sens întrebarea, corect? Pentru că fiecare dintre noi are unul sau două chiar telefoane mobile, unul. Doi, noi suntem interconectați prin internet și noi putem să ne conectăm cu oricare persoană din lume, din oricare stat a Republicii Moldova. Trei, există o mulțime de soluții digitale deja dezvoltate în Republica Moldova, mai precis, aproape 300-283, noi le-am calculat, dar acum ele se dezvoltă și în fiecare zi apar noi. O să ne vorbească colegii noștri de la Agenția de Guvernare Electronică. Și desigur, toate aceste tehnologii, ele pot ușura viața noastră, pot eficientiza toate procesele și în mod special le pot utiliza pentru prestarea serviciilor publice. Un alt element important este că pe data de 6 septembrie anul trecut, Republica Moldova, Guvernul Republicii Moldova a adoptat un document strategic care se numește Strategia Națională de Transformare Digitală 2023-2030. Ce este important despre acest document? Acesta nu este un document simplu, și este un document de nișă doar pentru o ramură. Pentru că linia de bază acestei strategii, ce spune, este un document inclusiv care se reflectă sau trebuie să aibă efect asupra fiecărui cetățean a Republicii Moldova. Nu contează el se află în Chișinău, la un cartier de aici, sau se află în Măgdăcești, de unde sunt părinții mei, și, sau se află la Orhei, de unde este doamna primar, spre exemplu. Da? Sau Strășeni, nu spun doar Orhei. Deci elementul principal este că aceste strategii este că niciun cetățean nu trebuie să fie exclus din această strategie și fiecare cetățean trebuie să beneficieze. Și ultimul element pe care vreau să-l spun este că noi avem un alt context. Deci noi am avut alegeri și cumva noi vrem să venim în ajutorul acelor municipalități care doresc să implementeze soluții digitale. Noi știm că există foarte multe exemple. Noi știm că orașul Chișinău, doamna Angela, care ne cunoaștem de mult timp, face ceva. Noi știm că primăria Ghidighici, doamna primar, chiar un proiect care noi îl finanțăm împreună cu partenerii din Estonia și multe, multe exemple sunt. Noi știm că Calmă este foarte activ pe această dimensiune, Viorel este aici o să ne povestească. Dar cum noi putem să integrăm această experiență? Cum noi putem să utilizăm unii de la alții? Pentru că dacă o soluție digitală va lucra bine la, de exemplu, sistemul dumneavoastră de la Ghidighici, doamna primar o să ne povestească, el poate fi absolut lejer integrat și în altă primărie similară. Ceea ce se întâmplă, de fapt, cu primăria Sireț, cooperați dumneavoastră, sau alte primării. Deci, spunând de acestea, mă opresc aici și vreau să-i ofer cuvântul. Noi să avem două sesiuni. Aceste sesiuni noi vrem să le facem foarte prietenoase, foarte interactive. Nimeni nu planifică să venim cu să învățăm ceva, ci să facem un schimb de idei și să înțelegem cum ne putem integra, cum ne putem coopera mai departe. Deci noi astăzi avem două sesiuni încă o dată, una voi modera eu în această dimineață, vom avea o pauză după aceasta și vom continua cu a doua sesiune. Noi avem participanți primari și online și offline, deci domnul Mihai Mogâldea, colegul meu de la IPRE, Institutul pentru Politici și Reforme Europene, va modera această discuție. Deci reamintesc că acest eveniment este organizat de către IPRE, cu suportul GIZ Moldova, e un proiect de fapt dublu, sunt două proiecte, și cu suportul colegilor noștri cu care noi avem o cooperare de durată și un partener strategic, Agenția de Guvernare a Republicii Moldova. Totodată vreau să spun că noi aici avem reprezentanții guvernului,
Avem doamna consilier, noi avem reprezentanții tuturor instituțiilor principale, deci cred că o să avem o discuție bună. Dar pentru început aș vrea să ofer cuvântul doamnei Claudia Hermes, care este Country Director, director de țară, GIZ, Republica Moldova. Madam Director, floor is yours. Thanks a lot. So good morning. I'm very Dimineața tuturor, eu sunt încântată să particip la acest eveniment și deoarece am libertatea de a mă ridica în picioare, eu aș folosi această oportunitate. Eu mă numesc Claudia Hermes, sunt directoare de țară GIZ Moldova și eu mă bucur să vă salut pe de-o parte din partea Ministerului pentru Dezvoltare și Cooperare al Germaniei, GIZ, pe scurt, pentru evenimentul organizat astăzi. De asemenea, aș vrea să extind felicitările către toți cei care au fost aleși sau realeși în cadrul autorităților publice locale. Eu vreau să vă doresc succes în mandatele voastre și realizări în cadrul administrației publice locale. Datorită acestei transformări, noi trebuie să înțelegem că apar niște priorități pentru Guvernul Republicii Moldova, plus avem strategie de transformare digitală. În ceea ce privește colaborarea cu Germania, digitalizarea este unul dintre factorii cheie necesari pentru a aduce serviciile publice mai aproape de cetățeni, mai aproape de persoanele simple. Dar pentru asta este nevoie de un efort comun al Guvernului Republicii Moldova și al partenerilor de dezvoltare. Și de fapt este vorba de un proces de digitalizare a guvernării în Republica Moldova, care a fost lansat de mai mult timp în urmă și acum este acel momentum. Deci urmează să apară mult mai multe platforme digitalizare, mai multe servicii, deja au fost elaborate digitale, care devin accesibile simplelor cetățeni. Și până la urmă, acesta este și scopul nostru. Pentru ca activitatea administrațiilor publice locale să fie privită drept una mai eficientă și serviciile publice să fie de o calitate mai bună. Dar pentru asta este nevoie de a îmbunătăți interacțiunea între cetățean și apeleuri. Și putem să discutăm, fie că cetățenii sunt clienți aceste servicii, nu, în primul rând ei sunt cetățeni și există anumite cerințe, obligațiuni pe seama teleorilor pentru a presta servicii publice. Deci eu vreau să zic că terenul este deja pregătit în Republica Moldova și este esențial și pentru autoritățile publice locale să se angajeze în acest proces, să se asigure că indiferent unde locuiește cetățeanul Republicii Moldova, serviciile să fie disponibile, accesibile. Și după părerea mea, astăzi este o oportunitate foarte bună, de fapt și un format foarte potrivit pentru a demonstra faptul că există o conștientizare la nivelul administrației publice locale cu privire la importanța prestării serviciilor publice în format electronic. Și asta este posibil doar atunci când se pune mâna de la mână, de la un partener la altul. Și astăzi avem partenerii reprezentați în această sală. Avem Ministerul Economiei, avem Agenția Guvernare Electronică ca și participant. Și avem proiectul finanțat de către GIZ, de fapt două proiecte GIZ. În primul rând cu privire la fondul de consultanță publică și alt proiect cu privire la e-guvernare și digitalizare în statele parteneriatului estic. Și eu aș vrea să anunț acum că urmează să fie lansat curând și un alt proiect cu privire la administrarea publică eficientă și atractivă în Republica Moldova. Foarte curând urmează să fie lansat acest proiect, deci urmează încă sprijin pentru voi. Ceea ce este interesant din punctul meu de vedere este că astăzi sunt atâtea oportunități și noi sperăm că toți experții care vor fi prezenți astăzi aici, care vă vor partaja experiența lor, lecțiile învățate din alte țări, vor reuși să contribuie în mod adecvat, dar și mai important este că voi, primarii, specialiști în teren, să contribuiți și voi cu un feedback din teritoriile pe care le reprezentați. Deoarece, după cum s-a menționat, intenția este de a avea un format de discuții deschise, dezbateri, nu să fie doar un monolog și o prelegere. Aștept cu nerăbdare desfășurarea evenimentului. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Deci noi vom începe prima sesiune. Prima sesiune noi vom discuta despre politici și unde suntem noi gradul de dezvoltare a acestor soluții digitale masive.
Republica Moldova, IAPL, cupsurile, politicile în domeniu și așa mai departe. Și vreau să invit aici domnul Andrei Păsăcar, care este directorul Agenției de Guvernare a Republicii Moldova, doamna Diana Chiriac, consilierul pentru administrație publică a primul ministrul Republicii Moldova, domnul Viorel Rusu, care este expert juridic al CALM, Republica Moldova, și Kadri Tileman, care este expert în dezvoltare locală din Estonia, și colegul dumneavoastră, fost primar, de fapt. Ok, noi vom începe discuția și vreau să vă rog ca fiecare dintre dumneavoastră să se expune în 5-7 minute pe câteva teme pe care imediat le voi anunța, care, spre exemplu, care este stadiul de dezvoltare, care sunt politicile în domeniu, tot ce înseamnă servicii digitale pentru autoritățile publice locale din perspectiva guvernului și din perspectiva Agenției de Guvernare Electronică a CALM-ului, care este stadiul de dezvoltare acestei soluții integrate e-APL, care noi știm se află în stare de dezvoltare sau în proces de dezvoltare, când va fi lansată, ce moduli vor fi integrate. Agenția de Guvernare Electronică a deschis 100 de cupsuri, din câte noi știm în acest moment, ne spuneți mai date mai noi, despre centre unificate de prestări servicii, acolo unde nu există subdiviziunea ale Agenției de Servicii Publice, deci ca serviciile digitale să fie mai aproape decât cetățeni, și nu doar serviciile digitale, asta este foarte important, pentru că cupsurile de fapt nu sunt doar centre de prestări de servicii, ci și în centre de informare, cum cetățenii Republicii Moldova pot utiliza servicii digitale de acasă, nici măcar nu trebuie să vină, deci rolul de informare a cupsurilor este unul fundamental. Mai mult decât atât, noi avem cel puțin 36 de servicii, noi am făcut un studiu corespunzător, care sunt total digitale, care le poți obține de acasă și livrate acasă oriunde în lume, în peste 70 de țări, dacă nu greșesc, prin mecanismul M-Delivery, deci noi avem toate aceste informații. O să rugăm pe domnul Rus să ne expună un pic și opinia CALM-ului pe acest subiect și cum aceste soluții pot fi integrate. Noi avem foarte mulți primari aici în sală și o să rog pe Kadri să ne spună un pic din experiența Estoniei. Kadri îmi spunea, discutam că atunci când a început să lucreze primar, deci masa era plină de documente și acum nu există absolut nicio hârtie și cum asta s-a reușit, dar nu este vorba doar de hârtie, da? Ne spunea colega de la Strășani că 86.000 de lei doar pe hârtie și 4 baxuri de hârtie sunt folosite la fiecare ședință de Consiliu. Dar este vorba despre eficiență, transparență și așa mai departe. Eu o să încep prin a-i oferi cuvântul pe aceste dimensiuni importante domnului Andrei Păsăcar, director Agenției de Guvernare Electronică din Republica Moldova. Domn director, vă rog. Mulțumesc mult! Într-adevăr, noi astăzi suntem la o nouă etapă. Etapă care lucrurile trebuie să le privim un pic altfel decât poate le privim ceva timp în urmă. De ce? Și atunci când noi zicem că digitalizăm, digitalizăm nu de dragul digitalizării, digitalizăm pentru ca să ajungem către cetățean, pentru ca să consume servicii digitale sau să interacționeze mai de fapt cu statul. Când vorbim statul, nu vorbim doar de autorități publice centrale, vorbim de toate autoritățile publice din Republica Moldova, la nivel local sau la nivel central. Canale digitale duc la faptul că cetățeanul are comoditate. De ce? Atunci când digitalizăm servicii, noi am analizat foarte exact și înțelegem cine sunt consumatorii și unde sunt consumatorii acestor servicii și cine poate să ajute consumatorii de servicii să utilizeze aceste servicii. Și abordarea noastră este că atunci când digitalizăm servicii, trebuie să dăm și posibilitatea cetățenilor să le consume. Și de aici așa a apărut conceptul nostru de CUPS. Aș vrea, în primul rând, să vorbesc de conceptul de CUPS, deoarece Centrul Unificat de Prestări Servicii, deoarece este un pic mai început, un pic mai devreme, și acum suntem deja la o fază activă de implementare și de furnizare de servicii prin acest instrument. Conceptul de bază este că, într-adevăr, atunci când se digitalizează servicii, noi știm foarte exact că pentru a utiliza servicii electronice ai nevoie de o identitate electronică. O problemă care este încă temporară în Republica Moldova și încercăm să o soluționăm într-o perioadă imediat următoare. Dar atunci când nu există o identitate electronică, oricum ai nevoie să interacționezi cu o autoritate publică și dacă ai fi avut o interacționare foarte simplă de acasă sau exact unde ești
în momentul în care nu ai, atunci are, ai nevoie de cineva să te ajute ca să depui o solicitare, dar pe cealaltă parte, acel care trebuie să consume această solicitare, să presteze un serviciu, să aibă încredere în acel care interacționează pe aceea, pentru acea solicitare. De aceea noi am mers cu un mecanism foarte important, BUPS-urile, și am reglementat lucrurile astea, că atunci când se depune o solicitare prin CUPS, cei care prestează servicii la nivel central au încredere în, în această solicitare și o percep ca o solicitare din numele cetățeanului și prestează servicii. Și am introdus instrumentul foarte exact, că atunci când nu se mai deplasează, dacă vorbim de furnizarea unui document, și sunt cazuri că nu este un document electronic, și aici trebuie mai lucrat, spre exemplu, pe dimensiunea stare civilă și foarte mulți servicii pe dimensiunea de tot felul de documente de stare civilă. Trebuie să le livrăm înapoi, noi le livrăm prin instrumentul home delivery. Astea sunt niște fluxuri care ne dă posibilitate. Mai nou, atunci când digitalizăm complet serviciile publice, ai posibilitatea să soliciți, imediat acest serviciu fiind un document digital, să-l descarce acolo la nivel de CUPS și să-l rămână cetățeanului, ca să-l poată utiliza în scenariile care are el nevoie. Sunt instrumente. A doilea element important care îl pune pe seama. Deci, de fapt, CUPS-urile sunt o extensie a relației noastre cu cetățenii acolo la nivel local. Relația, noi chiar am avut câteva instruiri pe toți cei 100 de reprezentanți CUPS și am spus că voi sunteți portavocea noastră acolo. Voi transmiteți conceptul de digitalizare către oameni. Voi ajutați oameni. Noi, prin voi, noi suntem, ajungem la fiecare cetățean în parte. Și important este că atunci când ajunge un cetățean în oficiul cealaltă CUPS, să fie transmis și concept. De ce și-am pus, dacă ați observat în CUPS, sau două ecrane. Unul cumva lucrează reprezentantul CUPS, altul și din fața cetățeanului. Să transmite și percepția cum poți accesa un serviciu electronic. Cu atât mai mult că sunt servicii care nu trebuie autentificare electronică, nu trebuie o semnătură digitală ca să-l accesezi. Spre exemplu, reexaminarea pensiei. Da? Simplu, a introdus două date acolo, da? Și a apărut acolo un cod pentru ca să poți să nu fii un robot ca să apeleze serviciul. Și simplu, da? Dar persoanele vine la CUPS și cel mai important este încă un moment care și l-aș puncta aici, este că satisfacția care o măsurăm noi a cetățenilor care vin la CUPS este de minim 85%. Foarte mulțumiți, asta 85%, foarte mulțumiți. Comparativ cu alte scenarii care e în jur de 75%, dacă vorbim. Da, noi, asta ar însemna că noi am mers cu dreptul pe dimensiunea dată și noi trebuie să încurajăm și alte localități să-și deschidă CUPS-urile, deoarece nu sunt acele 100 de CUPS-uri care limita care noi vrem să o umplim. CUPS-urile pot fi deschise conform cadrul normativ de către orice localitate, deoarece noi o să aducem acolo informația necesară, o să instruim persoanele corespunzător și o să le ghidăm pentru ca să furnizeze servicii. Asta este important ca să fie înțeles de fiecare primar. Și cel mai este important că fiecare localitate cu locuitorii acestor localități să fie aproape. Să fie poarta de legătură dintre autorități, dintre autorități și cetățean. Asta este important de mine. Un al doilea proiect care aș vrea să-l punctez, care suntem într-o fază activă de dezvoltare, este proiectul IAPL. Probabil s-a auzit de acest proiect. Un proiect important care noi vedem câteva elemente importante. E un proiect de durată. Nu aș spune că proiectul ăsta, de fapt, nu o să finalizeze imediat acum un an sau doi. El o să dureze foarte mult în timp, deoarece digitalizarea serviciilor administrative urmează să aibă loc în baza acestei platforme, ca niște elemente standardizate care vrem să le aplicăm. Și aș puncta câteva lucruri importante aici. Sunt. Una din componente este acces la date. Da? Aici noi avem o problemă la nivel local, că nu au acces la date atunci când trebuie să producă niște servicii administrative sau să ia niște decizii la nivel de... Lucrul ăsta îl facem ca un prim modul. Accesul la date din registrele stat și toate datele, conform mandatului legal care îl are autorități publicare, o să fie în această platformă, în acest modul. Un al doilea modul care suntem deja într-o fază activă de dezvoltare și urmează să-l pilotăm în perioada următoare, luna februarie, martie, o să fie elemente de pilotare, sunt
câteva registre care le ridicăm la nivel de apel. Este registrul înregistrarea contractelor de arendă pentru fondul funciar, pentru necesitățile acolo unde e competența primăriilor până la 5 ani să înregistreze contract de arendă. Doi, avem un registru legat de contracte de locațiune a dumneavoastră, care înregistrați contracte de locațiune la nivel când dați în locațiunea proprietățile administrației publice locale. Un al treilea element care o să fie o pornire și ăsta este cu registrul gospodăriilor. O altă provocare care este cu registrul gospodăriilor care o să fie pe această platformă. Și el o să fie imediat în perioada următoare, pe anumite segmente, noi să începem să pilotăm și încurajăm pe toți să intre în această pilotare pentru ca să avem toate feedback-urile, să putem pilota și corecta lucrurile care probabil poate noi nu le-am văzut din prima. O a treilea element din acest bloc sunt o anumite servicii publice, cum ar fi competențe care le aveți dumneavoastră, cum ar fi înregistrarea căsătoriei sau pe dimensiune, o să fie înregistrat sau în această platformă o să fie inclusiv anumite sisteme sau anumite de posibilități de a face anumite înregistrări direct de către dumneavoastră a anumitor evenimente. Cum spuneam, elementul din înregistrarea căsătoriei sau elementul din înregistrarea decesului, elemente care noi să le conectăm tehnologic cu registrele statului, prin care dumneavoastră vă puteți realiza sarcina imediat. Așa o să merge și bine dimensiunea cadastrală și o alte scenarii care noi le vedem, ca dumneavoastră să le puteți accesa în calitatea dumneavoastră de registrator și acolo unde se ia decizia pentru acest tip de evenimente. Mă opresc aici și sunt la dispoziția voastră ca să răspund la orice întrebare. Mulțumesc! Da, vă mulțumesc, domn director. Eu sunt sigur că noi o să avem multe discuții, întrebări din sală și chiar vă rog să pregătiți notițele dumneavoastră, pentru că una dintre scopurile noastre principale acest eveniment, ca să creăm cât mai multe conexiuni și cât mai multe cooperări și cât mai multe înțelegeri pe subiect. Și eventual, ca să nu finalizăm discuția în această sală, dar eventual, dacă cineva dintre primari sau dintre cei interesați, sau parteneri de dezvoltare, vor să afle careva, nu știu, informații suplimentare, dar să fie contacte aceste directe și noi vom, în cadrul proiectului nostru, împreună cu colegii de la GIZ și Agenția de Guvernare Electronică, deci vom încerca să facilităm aceste discuții. Vreau să ofer cuvântul doamnei Diana Chireac, care este consilierul primului ministru pentru administrație locală. Încă o dată, doamna Chireac, vă repeta acest lucru, că în data de 6 septembrie s-a votat în ședință de guvern strategia și vreau să accentuez încă o dată. Acest document nu este pentru Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării sau pentru Agenția de Guvernare Electronică sau pentru STISC sau pentru cineva. Este pentru fiecare entitate din Republica Moldova și pentru fiecare minister. Pentru că, de fapt, serviciile publice nu vin doar de la ASP sau de la un minister. Chiar și pe aceeași platformă a Ministerului sunt cuantificate rezultatele de la 42 de instituții publice din Republica Moldova. Doamna Chireac, cum este privită strategia în Guvernul Republicii Moldova? Cum ea este implementată? Pentru că documentul este unul strategic, el este unul de țară, el este unul pentru fiecare cetățean Republicii Moldova și pentru fiecare entitate publică din Republica Moldova, inclusiv primăriile și consiliile raionale. Și cum are loc acest proces și cum noi toți putem să cooperăm ca să avem o Moldovă digitală dezvoltată gradual în fiecare zi. Doamna consilier, vă rog. Onorată asistență, stimată doamnă Hermes, stimați colegi primari, stimați colegi parteneri de dezvoltare, vă mulțumesc în primul rând pentru invitație. Ceea ce vreau să spun este că, într-adevăr, subiectul abordat astăzi este unul foarte important. Și acest lucru noi îl vedem din una dintre cele de bază strategii care noi avem, strategia de reformă administrației publice, care a fost aprobată încă în 2023. Ca să înțelegeți, este, într-adevăr, domeniul este atât de important, încât domeniul și anume acestei dimensiuni, eficientizarea și digitalizarea în cadrul autorităților publice locale, i-a fost oferit un întreg capitol, deci capitolul 4, sub denumirea de debirocratizarea și dezvoltarea serviciilor publice, sub așa denumire.
De fapt, acesta s-a făcut cu un anumit scop și aceasta este pentru a crea cât mai multe servicii digitale la nivel local și de a eficientiza activitatea autorităților publice locale, pentru că ei sunt cei mai aproape de cetățeni, ei cunosc problemele și ei, cetățeanul în primul rând, vine la cine? La primar, ca să-l ajute. Urmarea acestei strategii, potrivit regulilor și cadrului legal, au fost aprobate programul pentru punerea în aplicare a acestei strategii și în ca acțiune de bază urmează așa și subdenumirea digitalizarea activității autorităților administrației publice locale, incluse respectiv și în planul de acțiune a Guvernului, dar și în planul național de dezvoltare. Pe lângă această strategie de reformă administrației publice, care a fost cap și viziune la nivel de țară pentru toate prioritățile guvernului, în 2023 a fost aprobată încă o strategie, strategia de transformare digitală a Moldovei, care la rândul ei a venit cu un suport de 3 programe, deci această strategie va fi implementată prin 3 programe: program privind dezvoltarea societății digitale, program privind dezvoltarea sectorului TIC și a economiei digitale și programul de e-transformare a sectorului public. Eu cred că colegii mei de la EGOV mai mult vor, dacă veți avea întrebări, vor relata despre aceste 3 subiecte mai succint, dar toate aceste 3 programe au fost incluse în Planul Național de Dezvoltare, dar și în PAG, planul de acțiune a Guvernului pentru anul 2024, care de fapt ar reprezenta o agendă de acțiuni, bară, cadrul legal ce urmează a fi implementat pentru a pune în aplicare anumite procese care au fost stabilite în documentele de politici, precum strategiile, de exemplu. Stimați colegi, noi de fapt ne dăm foarte bine seama că suntem într-o etapă și, o spunem așa, o eră a digitalizării. Procesele transformaționale continuă și noi trebuie să mergem accelerat într-un pas cu ele. De asta eu vreau în primul rând să felicit pe cei primii, mai întâi au fost 17 doritori de a deschide și de a merge spre pilotarea cupsurilor. Eficiența lor s-a arătat în timp, de ce numărul lor a crescut până la 100. Potrivit strategiei de reformă administrației publice, noi ne-am planificat că până în 2030 numărul acestor să crească considerabil până la 300. Eu, de asemenea, ca și antevorbitorii mei, încurajez autoritățile publice locale să se adreseze către guvern, către agenția e-guvernare, către cine considerați dumneavoastră că vor fi de folos să vă ajute pentru a deschide, pentru a vedea condițiile unui cups și pentru a vedea plusvaloarea acestora. Noi, de fapt, de fiecare dată când am mers în teritoriu și am avut posibilitatea să intrăm pe la cupsuri, neapărat am intrat pe acolo. De exemplu, ultima dată când am fost la Cahulă, am fost în două localități, Andrușul de Sus și Andrușul de Jos, unde am vizitat unul din cupsuri. Spre mirarea noastră ce a fost, într-adevăr, numărul cererilor și procesării de informații este unul considerabil pentru o persoană, dar ce vreau să menționez, atât primarul cât și specialistul sunt cointeresanți spre extinderea serviciilor publice la nivel local, adică ei își doresc ceva mai mult decât fac până acum. Un exemplu, ceea ce a fost foarte important pentru locuitori, de exemplu, ei au procesat timp de o lună 250 de cereri pentru a factura energetică, pentru a depune la factura energetică, compensația la factura energetică. Da. Erau câțiva cetățeni în cups. Era mijloc de săptămână, mijloc de zi, chiar dacă localitățile sunt cu sau mai puțini oameni, lumea este cointeresată de aceste servicii, erau mulțumit și la fel și ei își doresc ca serviciile să fie extinse, pentru că atunci când sunt mai aproape de cetățean, nu se simte distanța despre care vorbea și antevorbitorul meu. Și noi întotdeauna am spus-o că, de fapt, serviciile sunt create pentru cetățeni, să-i ajute și să le îmbunătățească viața, să le ușureze. De fapt, inclusiv prin strategiile date, noi ne-am propus să creștem alfabetizarea digitală în rândul populației, să debirocratizăm și să excludem pe cât de mult putem hârtia din autoritățile centrale și locale. Eficiența crește odată cu digitalizarea și noi trebuie să fim în pas cu toată Europa spre care tindem, prin integrarea UE și să ne evident că trebuie neapărat să ținem cont de condițiile și de ceea ce face o lume întreagă în Europa.
Noi suntem gata și vă așteptăm pe toți cei care sunt doritori de a deschide noi cupsuri și inclusiv cu idei, propuneri, soluții pentru a îmbunătăți serviciile publice la nivel local. Da, vă mulțumesc, doamna consilier. Deci, voi accentua un element care ține de cupsuri, dacă îmi permiteți. Până la urmă, serviciile digitale, ele pot fi și acesta, de fapt, este scopul final al lor, ca cetățeanul să le poată obține digital de acasă. Nici el măcar nu va fi nevoie să meargă la alte instituții, la primărie sau la acest cups. Da? Etapa este foarte importantă. Eu pur și simplu pot să vă spun un pic din experiența mea personală. Prima intervenție care am avut eu în Estonia, în 2005, eu locuiesc în Estonia, deci erau cupsuri în toate primăriile, sau așa numitele cupsuri, da? Dar acest rol de informare, cum cetățenii pot utiliza serviciile digitale de acasă, cu semnătură digitală, cu mecanismele de plată și cu delivrare acasă, și nici măcar nu trebuie delivrat pentru că ele sunt în sistem deodată, da? Ca să nu dublăm informația, ca să circule informația și în oameni. Deci asta trebuie să fie scopul final. Și eu țin minte exact când în primăria orașului Tallinn, în capitala Estoniei, unde la primul etaj, deci existau multe, multe sele, unde erau mulți, mulți cetățeni și noi chiar am fost cu o delegație recent și noi am văzut că practic nu era niciun om într-un oraș de 450.000 de locuitori. Pentru că acest proces de informare pe care l-au făcut așa numitele cupsuri, să le spunem așa, din Estonia, și-au făcut jobul de a informa oamenii. Până la urmă, repet încă o dată, digitalizarea înseamnă că oamenii își prestează sau obțin serviciile, nu contează unde se află ei. Eu vreau să-l rog pe colegul nostru, Viorel Rusu, de la Calm, să ne povestească un pic despre cum vede Calmul această dimensiune de digitalizare, cât de important este pentru dumneavoastră. În rândul Calmului sunt practic majoritatea, nu toate, din câte știu, ne spuneți dumneavoastră, din municipalitățile din Republica Moldova. Când vorbesc de municipalități, mă refer la toate municipalitățile. Da, mai mari, mai mici, capital, sate și așa mai departe. Noi avem multe primării, aproape 900, 897, 898 când sunt ele. Și neastă foarte corect a spus doamna consilier că tot ce înseamnă digitalizare este privit ca un factor foarte important de reformă a administrației publice locale. Și eu sunt absolut de acord. Nu există un mecanism mai bun de reformă decât digitalizarea acestor procese. Până la urmă, primăria înseamnă legătura omului cu autoritatea locală. Domnul Rusu, care este perspectiva Calmului? Cum privesc membrii dumneavoastră, comitetul executiv sau subiectul de digitalizare? Cum dumneavoastră vă raportați la aceste trei, de fapt, strategii fundamentale? Pentru că noi vorbim de strategia Moldova Europeană 2030, de unde sunt extrase aceste două strategii despre care vorbim noi, strategia de transformare digitală, dar și cea de reformă administrației publice, pentru că ele de acolo, de fapt, sunt născute. Și ce trebuie de făcut, unde suntem, pentru a avea o autorități publice locale mai digitalizate și mai aproape de oameni pe această dimensiune. Domnul Rusu, vă rog. Da, vă mulțumesc, domnul Huzun. Stimată audiență, stimați paneliști, bună ziua! Eu voi vorbi din numele Congresului, având în vedere că conducerea trebuia să fie aici, dar v-a transmis salutări, se află într-o deplasare acum și din acest considerent eu voi fi ca o portvoce la acest aspect ce ține de digitalizarea. Evident că Congresul Autorităților Locale din Moldova tot timpul a fost un partener și a susținut acest proces de digitalizare. Chiar de la începutul începuturilor, vreau puțin să vorbesc istoric, în afară, deci acum am ajuns la CUPS-urile, Centrurile Unificate de Prestare Serviciilor Publice, dar o încercare încă anterioară a fost așa numit proiectul Novoteca, când bibliotecile erau folosite anume ca centre pentru coagularea populației și dezvoltarea deprinderilor, chiar și prestarea anumitor servicii necesare. Evident că procesul continuă, vreau să aduc chiar un exemplu actual, apare și chestiune de interoperabilitate dintre informații. La nivel central, cât de cât această interoperabilitate este mai bine asigurată
Și chiar relativ recent, în colaborare cu Agenția de Guvernare Electronică, dar și ceilalți parteneri, s-a discutat un nomenclator de servicii necesare pentru a fi asigurată interoperabilitatea acestora, inclusiv chiar din aspectul planificării activității autorităților administrației publice locale. Dumneavoastră știți că Consiliul Local trebuie să aprobe bugetul local, cheltuielile necesare, dar pentru aceasta este necesară informații să fie obținute. Care sunt veniturile, numărul de agenți economici, care sunt perspectivele, etc. Adică acest schimb de informații este foarte actual pentru factorul decizional la nivel local. Adică pentru ca Consiliul să ia o decizie corectă, de exemplu să aprobe politica fiscală locală corectă din punct de vedere a impozitelor, taxelor și toate celelalte. Adică procesul acesta de digitalizare devine un element foarte important în sistemul administrației publice, în organizarea întregului proces. Vreau să puțin să menționez locul și importanța calmului în acest proces. Dacă e să vorbim de dezvoltare politicilor care afectează administrația publică locală, au fost mai multe strategii. Când s-a început procesul de, să spunem așa, digitalizare și de asigurare a guvernării electronice în anii 2010-2011, prin 2012 a fost strategie de descentralizare. Anume, această strategie de descentralizare care era centrată spre administrația publică locală, examina aspectele anume de descentralizarea serviciilor publice locale, de consolidare a potențialului autorităților administrației publice locale, inclusiv această consolidare din punct de vedere a potențialului fiscal. Evident că rezultatele nu au fost chiar cele dorite. La un nivel se vorbea 40% de realizare, alții mai puțin optimiști, să spunem așa, la nivel local au vorbit de 20-30% de realizare. Și atunci a apărut problema că totuși noi nu putem să examinăm administrația publică locală privită separat de întreg sistemul administrației publice și inclusiv la inițiativa și a Congresului Autorităților Locale, deja strategiile ulterioare, începând cu 2016, dar și aceasta curentă de strategie de reformă a administrației publice, ați observat că privește per ansamblu sistemul administrației publice, deoarece ne îndapt seama că sunt două părți componente și dacă dezvoltăm o parte, de exemplu, la nivel central, digitalizarea la nivel local rămâne în urmă acest proces. Deci ar trebui cât de cât să fie pe aceeași undă și deja strategiile în domeniul respectiv privesc întreg sistemul administrației publice și elementul digitalizării de asemenea privește și administrația publică locală de rând cu administrația publică centrală, ceea ce este un lucru foarte binevenit. Și aceasta a dat rezultate cu aceste cupsuri, cu primele elemente de interoperabilitate care trebuie să fie asigurate cu anumite registre și la nivel local și evident că acest proces trebuie să continue, iarăși într-un mod mai, să spunem așa, proporțional, adică să nu dezvoltăm mai multe servicii la nivel central și să uităm de serviciile publice la nivel local și chiar avem anumite restanțe de a reduce acest handicap privind serviciile publice la nivel local, deoarece dacă privim aceste cupsuri la moment, vreau să vă spun că aceasta a fost o inițiativă foarte bună, inclusiv și suportul autorităților administrației publice locale. Autoritățile administrației publice locale s-au sumat anumite riscuri cu aceste centre unificate de prestare a serviciilor publice. Din ce considerent, și vreau să atrag atenția la un element cheie, cred că la sfârșit am să punctez sau am să subliniez aceste elemente cheie. De ce s-au asumat anumite riscuri? Din punct de vedere a salarizării, dumneavoastră știți că pentru aceste centre trebuie să ai anumite resurse umane, resurse tehnice, chiar și resurse financiare. La nivel central, cât de cât procesul de guvernare electronică el este asigurat.
Este asigurat agenție de guvernare electronică, inclusiv din surse externe, suport extern. La nivel local, aceasta a fost o inițiativă și autoritățile administrației publice locale din sursele care le-au găsit. Deci au găsit anume pentru a asigura anume activitatea acestor, chiar finanțarea respectivă, însă pentru a da procesului un caracter sistemic, de durată, durabilitate, este necesar ca aceste elemente să fie examinate toate împreună. Adică și centrele unificate de prestare a serviciilor publice, ele trebuie să fie foarte bine stabilite din punct de vedere a finanțării și aici trebuie să fie un parteneriat cu nivelul central. Nu putem spune că fiecare pe segmentul său poate să realizeze. Și alt moment este integrarea serviciilor publice locale tot mai mult în centrele acestea unificate de prestare a serviciilor publice, deoarece la moment aceste centre, ele sunt direcționate mai mult pentru prestarea unor servicii, să spunem așa, delegate. Dar aceste servicii aparțin la nivel central. Adică acest handicap trebuie să-l micșorăm și să facem o armonie dintre serviciile publice centrale, care evident trebuie să fie prestate și prin aceste centre unificate, să vedem și alte modalități, dar și integrarea serviciilor publice la nivel local, anume ca să avem o digitalizare absolută sau aproape de absolută a administrației publice în general. Deci anume administrației publice în general. Adică vreau să menționez despre necesitatea de a asigura anume o conexiune dintre procesul de descentralizare și digitalizare, deoarece noi trebuie să răspundem la întrebări. Noi am finalizat descentralizarea serviciilor publice în Republica Moldova și cum putem finaliza mai repede acest proces cu elementul de digitalizare. De asemenea, o problemă cheie care vreau să închei, sper că nu prea mult, este digitalizarea și resursele necesare pentru aceasta, deci am atins momentul dat, adică digitalizarea la nivel local și asigurarea activității autorităților locale, dar în același timp proporționalitatea resurselor necesare ca să dăm procesului durabilitate, eficiență, randament și resurse, mă refer la resurse umane, la resurse tehnice și la resurse financiare, deoarece aici trebuie să gândim iarăși o linie de asigurare bugetară, cum avem în cazul atribuțiilor delegate în anumite domenii și celelalte, adică să nu avem handicapul respectiv că noi dorim să prestăm anumite servicii, dorim să implementăm, dar până la sfârșit suferim eșec, deoarece sau nu este durabil serviciul respectiv, sau nu poate fi asigurat. Cred că vom mai discuta și alte aspecte, dar momentul de descentralizare, asigurarea autonomiei locale și digitalizare, ele trebuie să meargă pas în pas și să fie în complex. Vă mulțumesc! Domnul Rusu, vă mulțumesc foarte mult. Ați menționat un element foarte important și vreau să repet, decentralizare versus digitalizare sau invers. Ce este primul și cum ele se complementează unul cu altul? Și al doilea, care probabil se integrează cu ce a spus domnul director, digitalizarea nu înseamnă pur și simplu că noi scanăm un document și deja el nu mai este scanat, nu mai este pe hârtie, el este scanat. Este vorba despre o regândire, o reinginerie a tuturor proceselor. Pentru că nu poți să digitalizezi ceva care are la bază, nu știu, un act legislativ din anul 1972, da? Când nu era internet prin definiții și nu erau utilajele care, ele pur și simplu nu erau disponibile, nu existau. Și noi dacă utilizăm niște regulamente, protocoale de acțiuni și așa mai departe, care erau bazate pe lipsa tehnologiilor digitale, acum noi trebuie să le regândim, să facem reinginerie lor. Cum a avut loc acest proces? Ne va povesti pe scurt Cadre. Cadre are experiența dublă. Cadre, noi ne cunoaștem de mult, dumneavoastră a fost primar și a participat și în procesul de reformă administrației publice locale, inclusiv Cadre a fost în aceste echipe de experți care a mers în fiecare primărie din Estonia și a vorbit despre aceste elemente, cum ele trebuie să aibă loc, pentru că trebuie să luăm în considerare și un alt element. Că dacă vorbim de primăria municipiului Chișinău,
sau de Cahul, sau de Ungheni, sau de alte primării mai mari care au capacități, este vorba de un set, da, de posibilități și oportunități, dar dacă ne vorbim de primării mici, noi știm că noi avem foarte multe primării, care sunt chiar sub limita resurselor, numărul de populație în primul rând, dar și resursele necesare, ce a spus domnul Rus foarte corect, deci categoric ei trebuie să fie ajutați, acest lucru a avut loc în Estonia. Cadre, please let us know a little bit how... Vă rog frumos să ne spuneți, cadre, care a fost activitatea dumneavoastră și după digitalizarea completă. Unde sunt oamenii care existau anterior și care prestau servicii? Ce trebuie să fie făcut pentru a obține în Republica Moldova aceleași rezultate pe care le-ați obținut și dumneavoastră în Estonia? Voi avea ulterior câteva întrebări provocatoare și vă rog frumos acum să luați cuvântul. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru dedicare, stimați participanți și organizatori, și vă mulțumesc pentru oportunitatea de a partaja opiniile și istoriile mele legate de evoluția digitalizării. Da, a fost un proces îndelungat și aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră principalele aspecte din proprie experiență și îmi permiteți să lansez prezentarea. Am început în 2001 și deja aproape 23 de ani au trecut de când am început să lucrez, când am absolvit universitatea și am început să lucrez în una dintre municipalitățile din Estonia. Am început ca ofițer de reformare funciară și am început cu unele instrumente foarte simpliste. Chiar mi-aduc aminte acum și vreau să vă zic că aveam oameni permanent, fișiere, oficii pline de hârtii și ulterior am văzut o lumină la sfârșit de tunel, pentru că un proiect al Băncii Mondiale ne-a permis să digitalizăm toate acele hârtii pe care le avem, documente, și am început de acolo cu digitalizarea. În 2004, Estonia a devenit țară membră a UE, ceea ce ne-a oferit nouă ca municipalități oportunități noi, dar mai târziu am să mă refer foarte succint asupra acestui fapt. Pe lângă aceasta am avut și unele provocări, mai ales ce țin de serviciile electronice. Către 2005 deja lucram ca specialist de 2 ani în primărie și am intrat în politică, am devenit primar și mi-am dat seama cât de mult aveam nevoie de digitalizare. Eram la acea etapă despre care vorbea domnul Guzun, când eram îngropată în teancuri de hârtii și cred că jumătate de zi petreceam doar să le revizui. Și eram foarte frustrată. În 2007-2009 am avut o perioadă foarte importantă pentru noi, deoarece a fost aprobată o nouă lege. Această legislație ne-a permis tuturor primăriilor, la acea vreme erau peste 230, să avem un registru al documentelor electronice publicat online. Aveam anumite cerințe obligatorii și era o provocare, din câte mi-aduc aminte. Iată de ce îi felicit pe cei de la Ghidighici pentru această inițiativă. Noi anterior protestam, toată lumea voia să lucreze cu hârtia. Ziceau, de lăsați-ne în pace să lucrăm în continuare cum ne obișnuisem. Iar acum deja avem o experiență frumoasă și avem o platformă, soluții digitale care au avansat foarte mult. Și am avut nevoie de o presiune din partea guvernului central. În 2012 avem o altă etapă importantă, cu un sistem central online. Toată legislația era publicată central. Aveam și o platformă cu toate anunțurile din partea autorităților centrale. Toate documentele legislative erau pe această platformă. Indiferent de tipul de lege sau de tipul de legislație, toate erau accesibile pe acest tip de platformă. În 2017 am intrat. De fapt,
Am avut o reformă a administrației publice și peste 200 de primării au devenit peste noapte mai puține. Una dintre așteptările reformei a fost ca capacitățile primăriilor să fie sporite, consolidate și deja vedem că noi avem noi oportunități, noi capacități dezvoltate pentru primăriile din țara noastră, inclusiv cele mici, care prestează servicii electronice. Trebuie să avem posibilitatea la nivel de primării să oferim servicii electronice bune, calitative și observăm acest lucru că se întâmplă în țara noastră. În 2019 am avut o perioadă post-reformare în iulie a anului 2019. O altă lege a fost adoptată, toate primăriile din Estonia trebuiau să accepte doar facturi electronice. Nu în PDF trimise prin e-mail, dar utilizând anumite interfețe, ceea ce înseamnă că munca contabililor s-a redus. Toate cele interfețe erau interconexe și totul era automatizat. Asta încă nu înseamnă că noi am terminat parcursul nostru de digitalizare. Încă mai urmează să depășim unele provocări, chiar dacă ne dăm seama că am avansat foarte mult. Eu sper că ne vom mai întâlni cu dumneavoastră ca să putem să partajăm realizările noastre. Și următorul slide, vă rog frumos. După cum am zis, am menționat despre toate cele evoluții și eu, de exemplu, la moment nu trebuie să merg la primărie sau la primar, deoarece toate aceste servicii și semnături conlucrează, funcționează bine, semnătura electronică a fost un alt moment important și în acest progres sectorul privat a jucat un rol esențial, deoarece majoritatea serviciilor prestate electronic cetățenilor prin această reformă sunt dezvoltate de către sectorul privat. Noi trebuie să achităm sectorului privat, este o investiție, dar se merită, deoarece asta economisește din resursele umane, toate procesele sunt automatizate pe deplin, și viața cetățenilor este mult mai ușoară în acest caz. Am văzut semne clare că totul este eficient din punct de vedere al resurselor. Următorul slide, degrabă finalizez, care sunt beneficiile. Ideea de a presa primăriile să facă aceste registre publice a fost transparența, pentru că publicul, mass media, trebuia să vadă toate aceste date. Și instrumentele date sunt utilizate de primărie, există o comunicare dintre diferiți ofițeri, diferiți angajați ai primăriilor, ceea ce a reprezentat o evoluție semnificativă. Dacă procesele sunt automatizate, fie că e vorba de servicii electronice, facturi electronice, noi nu mai avem nevoie de resurse umane multiple. Prin urmare, colegii noștri pot să se axeze pe alte sarcini. Și interoperabilitatea există, dar asta este sarcina noastră importantă atunci când vorbim despre digitalizare și servicii electronice. Deoarece avem exemple bune prin care noi putem obține date din registrul guvernamental al populației, de exemplu, și într-o anumită măsură respectăm acele prevederi ale Uniunii Europene cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Noi facem schimb de date fără a încălca legislația dată. Avem istorie de succes, dar pe lângă aceasta mai există și unele provocări. Nu am posibilitatea acum, din cauza timpului, să vă demonstrez interoperabilitatea acestor platforme, interfețele, dar vă rugăm, când aveți oportunitatea, să veniți în Estonia ca să vedeți cum conlucrăm cu
sistemul nostru, cum conlucrăm cu sectorul privat și o platformă pe care vă încurajez să o examinați este pe următorul slide. Iată panoul de bord al municipalității noastre și noi putem să vedem performanța primăriilor din Estonia. Următorul slide, vă rog. Este în estoniană și în engleză. Ca cetățean puteți să comparați toate primăriile din Estonia. Vedeți harta, performanța, diferite categorii și la fiecare categorie mai avem și o subcategorie care este legată de serviciile electronice prestate. Următorul și ultimul slide, ca să vedeți primăria în care la care vă afiliați și puteți observa care este performanța primăriei, de exemplu, în domeniul serviciilor electronice prestate și e-guvernanțe. Există posibilități foarte bune care să vă permită să vizualizați și să comparați foarte bine diferite primării și acestea sunt așteptările cetățenilor estonieni în privința guvernanței deschise și a serviciilor electronice. Sper că v-am inspirat prin această prezentare succintă. Lucrurile care au fost realizate sunt importante, dar a fost necesar ca să fim convinși și să creăm condiții favorabile pentru ca să ne asigurăm că digitalizarea este realizată cu succes. Și vă doresc succes și dumneavoastră! Okay, so let's start the discussion, because this is the most important element. And why this is important? Because here in this room, actually, we already heard that actually we have the need to that. Deci noi avem, I will skip to Romania. Deci noi avem deja o realitate. Deci noi avem o înțelegere că asta este important, că aceasta este nu doar important, nu este de nici, ci strategic. Deci toate strategiile deja sunt. Deci noi avem Moldova Europeană 2030, avem strategia de reformă, avem strategia de transformare digitală. Deci avem tot. Deci tot guvernul este integrat cumva în acest exercițiu. Noi avem instituțiile corespunzătoare, deci noi avem Ministerul de Ramură, Dezvoltări Economice și Digitalizări, Agenția de Guvernare Electronică, STISCU, o nouă entitate care se va ocupa de securitate cibernetică, a fost votată decizia corespunzătoare. Unu, deci avem înțelegerea, avem documentele, avem instituțiile și majoritatea sunt prezente în această sală aici. Da? Deci noi avem primarii care sunt aici în această sală și vom avea o sesiune dedicată pe acest domeniu. Da? Mai mult decât atât, noi avem și parteneri de dezvoltare care ne ajută. Deci noi avem GSD, dar în această sală, eu știu, văd aici reprezentanții UNDP, nu știu dacă sunt USAID, este USAID, mă implic, comunitatea mea, deci avem toate elementele. De ce eu voi veni cu o întrebare generică, simplă, adresată tuturor în această sală? Inclusiv vom începe de la speaker și după asta avem discuții. Haideți să păstăm 1-2 minute intervenția ca să reușim cât mai multă lume să vorbească. Și întrebarea este foarte simplă. Deci având tot acest ecosistem, tot aceste elemente, această înțelegere, necesitate, și este absolut clar, că noi dacă nu digitalizăm serviciile publice, noi o să avem o problemă majoră. Noi deja avem diviziune digitală între urban-rural. Noi să ne pomenim în situația că vom avea câteva primării care vor fi foarte digitalizate și altele care nu vor avea nicio soluție digitală. Deci oamenii în Republica Moldova, și asta trebuie să o spunem foarte clar, vor avea o problemă majoră în unele localități și în altele, ei vor putea deja accesa servicii digitale stând de acasă, prin delivery și așa mai departe. Deci asta este o problemă societală, dacă doriți. Întrebarea este simplă. Deci, care e cea mai mare provocare în digitalizarea serviciilor publice pentru autoritățile publice locale și care este soluția care se impune în mod prioritar? Și această întrebare este pentru toți. Și vom începe cu speakerii noștri invitați și după asta ne vom veni în sală și viceversa. Ok, I think let's start with you. So, the main challenge, one challenge, not a lot. One and one solution which should be done now. It's difficult because I would have three challenges, but greu, eu am mai multe de menționat, dar eu aș începe. Din punctul meu, ce este cel mai important este orientarea către cetățean, orientarea către client. Asta sună a fi ceva ușor, dar este dificil de a implementa în practică. Și dacă e să ne vorbim despre persoanele cu vârstă între 18 și 30 de ani, lor le se pare floare la ureche, dar celelalte persoane? Și nu numai decât mă refer la persoanele în etate, dar e vorba de persoane care poate de vârstă medie, dar nu sunt atât de
profund implicați în procesele digitale, dar serviciile publice trebuie să fie accesibile și disponibile pentru toți. Deci trebuie să vă gândiți la ce serviciile doriți să fie digitalizate, dar gândiți-vă și care sunt cele mai vulnerabile pături din punct de vedere al îmbrățișării. Simplu, noi de fapt avem o experiență în spate și înțelegem care sunt provocările, dar și soluțiile. Provocarea de bază, aș spune în felul următor. Tehnologic, practic, avem tot arsenalul pentru ca să... Dar avem un element important, birocrația, prin procese, așa spus, SIS, care încă sunt menținute prin toate actele normative, dar și în acte departamentale. Asta este problema imensă, că atunci când te duci în digitalizare, să încearcă să digitalizezi mecanisme sau procese care, de așa cum sunt ele trebuie transformate. Asta este provocarea și important este ca să implicăm, soluția este să implicăm. Și aici am mers pe o soluție un pic mai mintit, probabil puțin mai puțin cunosc, dar noi am mers în felul următor în legislație. Într-o lege foarte importantă, legea 71, legea privire la registri, da? Și am introdus o normă, importantă normă. Și am spus în felul următor, nu ne interesează procesele care funcționează azi în toate administrația publică, indiferent locală sau centrală, am spus că dacă sunt date digitale, dar obligatoriu, odată și animeresc în registre, trebuie să fie corecte datele. Orice document generat automatizat din date digitale este un document echivalent cu un document care se eliberează hârtie. Și nu ne interesează procesele din spate. Asta este important, care noi să mergem pe așa o soluție, să excludem toate procesele improprii procesului digitalizare sau care încurcă la procesul digitalizare. Da, vă mulțumesc, domn director. Stăpă consilier. Desigur, provocări vor fi și noi suntem conștienți de acest lucru. De fiecare dată când implementăm ceva nou, când vine ceva nou, avem și o reticență. Ne dăm seama de acest lucru, dar eu, de fapt, vin cu o propunere de a ne conjuga eforturile, atât la nivel central, cât și la nivel local, de a crea echipă comună împreună și de a aduce digitalizarea cât mai aproape în fiecare localitate, indiferent de numărul cetățenilor acolo, indiferent de capacitățile autorității publice locale. Și cum a menționat și doamna din Estonia, ați văzut și dumneavoastră că odată cu creșterea nivelului de digitalizare în autoritățile publice locale, a crescut și eficiența resurselor, inclusiv a resurselor umane, probabil resurselor financiare, probabil că au fost create și, reieșind din acest proces complex de digitalizare, și venituri proprii în autoritățile locale au fost create. De asta propun să nu ne oprim aici, să nu ne temem de provocări. Noi am demonstrat că împreună putem face lucruri frumoase, putem face lucruri grandioase și eu sunt sigură că și în cazul dat nouă ne va reuși. Doar că trebuie să mergem înainte împreună. Și domnul Viorel Rusu nu mi va da să mint că noi întotdeauna am avut încredere în partenerii de la CALM, în colegii noștri care lucrăm cot la cot, respectiv pe acest cale și le mulțumesc pentru acest parteneriat sigur. Da, mulțumim, doamna Chiriac, foarte important. Ne-a s-ați trecut deodată la soluție, la conjugarea eforturilor, fără a spune că sunt multe provocări. Dar, iarăși, o întrebare care eventual să o discutăm, dar cum? Pentru că noi ce încercăm aici să facem prin acest eveniment, deci tot încercăm cumva să conjugăm aceste eforturi și să punem în aceeași sală toți actorii importanți în domeniu. Și probabil că noi trebuie să discutăm acest aspect. Cum integrăm noi aceste trei documente și cum integrăm noi cele aproape 900 de primării în tot acest proces de digitalizare? Pentru că în opinia, ok, să spun a mea, nu a noastră, este că noi nu avem un mecanism clar și funcțional pe această dimensiune. Eu pot greși, dar, domnul Rusu, care e provocarea cea mai mare și soluția? Eu vreau să mulțumesc și eu că, într-adevăr, parteneriatul nivel local, nivel central s-a consolidat. Asta tot să spunem așa, o provocare care a fost rezolvată și cred că va fi și mai benefic, care este important. Eu vreau să atrag atenția la o provocare care este, eu nu zadar am început cu Novoteca, am vorbit de cupsuri, am vorbit de toate celelalte, iarăși cu un scop așa strategic. O provocare este că noi suntem un stat mic, cu resurse nu atât de mari, nu ne putem să ne permitem mult. Partenerii ne-au ajutat cu diferite proiecte și noi de multe ori urtăm și nu conjugăm ceea ce a fost realizat până acum. Deci eu și-am spus, cupsurile, ele trebuie să
fie în conexiune directă și cu acele elemente, cu bibliotecile, cu Novateca, mai ales pentru persoanele în etate, cum a vorbit doamna Hermes, deoarece nu toți sunt de 20-30 de ani. Noi trebuie să ținem cont de toată populația și să nu uităm de un principiu fundamental, care îl avem, principiul subsidiarității, adică serviciul trebuie să-l aducem și să fie accesibil pentru orice cetățean, indiferent unde nu s-ar afla. Adică trebuie să facem o inventariere și să vedem acele resurse care le avem, să le adaptăm, să le conjugăm și să aceasta să meargă în direcția digitalizării serviciilor, accesibilității serviciilor, și atunci problema aceasta de 900, 800 câte vor fi, trece pe planul 2 din acest punct de vedere și nu ne vom ocupa doar de acest moment, dacă avem mecanisme intermediare. Da, vă mulțumesc. Apropo, la acest subiect cu bibliotecile, cu aceste 1300 biblioteci care au participat în programul Novateca, care este privită de către Agenția de Guvernare Electronică drept o resursă fundamentală, și noi știm că se lucrează foarte mult, probabil domnul director sau doamna Cazac sau doamna Sincovski ne pot povesti pe parcursul zilei cum de asta integrați cooperarea de explicare, de informare prin intermediul acestor entități care sunt deja existente acolo. O să vă rog frumos să vă, nu știu, doamna Sincovski sau doamna Cazac sau domnul director, să ne spuneți un pic. Cadre, the one challenge and one solution and we're going. Desigur, sunt de acord cu toate cele menționate până aici. Aparent, este o situație universală. Aceleași provocări, aceleași soluții în ceea ce privește digitalizarea. Întotdeauna este nevoie de voință politică și de un curaj politic, atât la nivel național, cât și la nivel local. Deoarece, după câte am văzut, nu întotdeauna este vorba de cea mai ușoară și mai populară soluție de a-ți obține anumite mandate politice, anumite beneficii politice. Și da, s-au schimbat lucrurile. Noi am învățat și din exemple pozitive din alte țări, avem exemple foarte frumoase și din Republica Moldova. Eu deja cred că pot să fie împinși de pe la spate unii beneficiari care cumva din întâmplare încă nu și-au dat seama de beneficiile digitalizării. Cred că trebuie pe ei să-i încurajăm. Da, foarte important aspect, voința politică, super important. Acum, întrebările sunt similare, dar fiecare dintre noastre se poate expune pe oricare tematică din ceea ce ați auzit aici. Dar haideți să începem tot cu această idee. Care sunt provocările și cum le vedeți? Eu o să doar dați-mi un semnal, eu vin cu microfonul la dumneavoastră și vă rog să... Thank you, thank you. Ok, vom începe cu Olga. Vă rog să vă prezentați fiecare dintre dumneavoastră. Mersi foarte mult, Olga Tumuruc, expert asociat IPRE. Eu vreau să mulțumesc foarte mult paneliștilor și Victor în special pentru întrebarea care a adresat-o, pentru cumva ne structurează dialogul pe niște soluții concrete. Acum, ca să dau un pic de context, Agenția de Guvernare Electronică recent a publicat sondajul anual referitor la accesarea serviciilor publice electronice, gradul de satisfacție și tot așa mai departe. Și sunt câteva constatări foarte, foarte importante care ar trebui să ne ghideze atunci când identificăm provocările, dar și soluțiile. Spre exemplu, rata de accesare a serviciilor publice electronice în rândul persoanelor chestionate este de 55,3%, ceea ce este foarte bine. Da? Deci cel puțin fiecare al doilea respondent a zis că a accesat în decursul ultimului an cel puțin un serviciu electronic. Pe de altă parte, dacă să privim din perspectiva vârstei, tinerii, deci din categoria până la 30 de ani, au accesat serviciile electronice de 6 ori mai mult decât cei dintr-o categorie de vârstă mai, hai să zic așa, până la 70 de ani. Încă un aspect este discrepanța sau repartizarea pe mediile rural-urban. Aici noi avem o discrepanță foarte mare, de aproape 20%. Deci, oamenii din mediul rural mai puțin accesează serviciile publice electronice. Și sunt două. În general, cred că asta este o mare provocare. Pentru că atunci când vorbim despre autoritățile administrației publice locale, asta înseamnă, cred că, 80% de cetățeni din mediul rural. Acum, de ce cetățenii din mediul rural și cei de o vârstă mai înaintată accesează mai puțin serviciile electronice? Ar putea fi două elemente.
Unu, din cauza faptului că poate nu cunosc despre aceste servicii electronice și doi, despre faptul că nu au competențe digitale sau încredere în propriile competențe digitale că ar putea singuri să acceseze un serviciu electronic. Și aceste elemente trebuie neapărat considerate atunci când vorbim despre reforma administrației publice locale, strategie de transformare digitală, ori marea parte a cetățenilor sunt în mediul rural. Soluția care o văd eu, care este la îndemâna noastră și ținând cont de mesajele care au fost astăzi expuse, este să valorificăm, într-adevăr, investițiile care au fost deja efectuate. Novateca, rețeaua de CUPS, care acum, să zic așa, s-a axat în mare parte pe prima necesitate, cea de acces la servicii. Dar misiunea de bază totuși a CUPS-ului este nu doar de a asigura acces la informații, dar și de a deveni un hub de cunoștințe și dezvoltarea competențelor digitale. Respectiv, conjugăm eforturile împreună cu partenerii de dezvoltare și utilizăm aceste CUPS-uri pentru a dezvolta competențe digitale în mediul rural și în rândul persoanelor vârstnice, pentru a reduce acest decalaj de competențe digitale și această discrepanță în accesarea serviciilor electronice. Olga, mersi tare mult și eu încă o dată evidențiez acest lucru, că acest decalaj, care noi deja îl vedem măsurat, da? Adică el este, are indicatori clari, că noi îl avem deja. Problema mare este că acest decalaj crește și el va crește gradual. Și dacă noi nu implementăm sau nu implicăm actorii administrații publice locale, el va crește, indubitabil, deci este absolut clar. Noi nu întrebăm într-o altă dimensiune care se numește diaspora Republicii Moldova, care problema este și mai mare, aceasta este un alt topic. Ok, haideți să mergem acum în sală, vă rog să vă prezentați un microfon, cred că l-avem aici. Nu știu, cineva mă ajută. Victoria, mă poți ajuta, te rog, un pic? Cu microfonul ca să... Da? Vă rog, să vă prezentați. Sper că întrebare crezi. Foarte simplă, provocare, soluție, ca să vedem încotro ghidem discuția noastră ulterior. Mă numesc Ludmila, companie IBS Integrator, dezvoltare de software la comandă. Deci am văzut și eu problema aceeași care a vociferat-o deja doamna Olga, am văzut și eu raportul și în principiu m-am gândit și eu la problema de informare a cetățenilor și decalajul mare între cetățenii locali și cei centrali și ca o variantă, cum am gândit eu cum ar fi posibil de rezolvat această problemă, e să fie instructați persoanele din deci persoanele care sunt în fiecare localitate care merg care au grijă asistența socială. Deci aceste persoane să fie instructate și să oferă un ghidaj persoanelor de care au ei grijă, cumva cu telefoanele mobile, să aibă acces și ei la serviciile digitale. Și a doua variantă probabil ar fi niște cursuri, dat fiind faptul că toți în școală au informatică, să fie niște cursuri în școală predate pentru în licee, în școli, cum pot fi utilizate acele servicii digitale. Da, vă mulțumesc mult că ați... Vă rog să pregătiți cine are următoarea întrebare. Eu fac doar un mic comentariu. Educația digitală este o chestie fundamentală. Eu vorbesc acum din perspectiva unui părinte care are un copil în clasa a doua și care învață elemente digitale și soluții digitale în școală. Apropo, el învață de clasa a întâia și din grădiniță chiar. Pentru că dacă un copil se deprinde cu soluții digitale și eu personal, dacă folosesc soluții digitale, eu niciodată nu mai vreau să folosesc niciun soluție pe hârtie, se numește acest stickness, da? Sau această dorință de a nu mai folosi niciodată hârtie în viață. Și odată ce un om a folosit odată un serviciu digital, vă asigur niciodată nu va dori să meargă să stea în rând, pe hârtie, să aștepte nu știu ce, să se lunece pe stradă și așa mai departe. Ok, următoarea întrebare din sală sau reacție. Așa, eu cred că eu o să ofer cuvântul domnului Boaghe. El întotdeauna vrea să ne spună ceva de digitalizare. Vă rog, domn primar. Da. Bună ziua tuturor. Eu mă gândeam, zic, să nu preiau foarte mult din timp, că oricum am spus că aș vorbi. Aveți un minut. Da, am înțeles. Cea mai mare provocare este ceea ce a vorbit și toți cei care au discutat acum aici la acest eveniment.
provocarea cu oamenii nu sunt pregătiți. Iată, noi, de exemplu, am spus că avem strategie, avem documente, sunt angajați în primărie, mergem cu CUPS-uri, mergem cu platforme de digitalizare, ne gândim acum și noi dezvoltăm tot felul de software în telefon, ca omul să dă comandă de document și să ne indice poșta unde trebuie să-i trimit, de exemplu, așa și componență de familie sau un certificat de urbanism care vrea el, ca să excludem chestia asta, că el vine pe loc și ia documentul și îl duce acolo unde trebuie și lui. Adică el solicită documentul electronic, electronic, el trimite acolo unde îi trebuie și lui, e semnat electronic ca să nu mai facă tot acest pas. Și mai mare provocare pe care văd eu, cu oamenii nu sunt pregătiți pentru chestia asta. Noi investim foarte mult, avem foarte și e cancelare și acum, de exemplu, investim foarte mult și pe digitalizarea procesului și pe intern în primărie. Nu vorbim doar de servicii pentru locuitori, dar vorbim și pe intern, aceleași monitoring, parcuri fotovoltaice, automobile, mașini de gunoi, tot felul de chestii, de chestia care ne ajută foarte mult să ținem acest monitoring. Și provocarea este între aceea că oamenii trebuie instruiți, trebuie învățați, așa cum a spus și ceilalți vorbitori, și cel mai mult trebuie să investim în teritoriu ca să învățăm oamenii de la casă la casă sau instruiri, școli serale pentru maturi, pentru a utiliza acest Domn primar, eu vă mulțumesc, pentru că eu intenționat vreau să fac acest lucru, utilizând această oportunitate, că toată lumea este din această sală, da? Și să ascultăm de acolo, de la firul ierbii, să întrebăm niște oameni primari care nu vor fi în panelul următor. O să mergem la doamna Rusu. Eu cer scuze de faptul că sunt abuziv pe această dimensiune, dar cred că e mai... Doamna primar. Da, bună ziua. Mă rog să vă prezentați. Mă numesc Rodica Rusu, sunt primarul unei comunități micuțe, unei comunități care, prin lege, este obligată să se amalgameze. Noi însă, deocamdată, vom mai zăbovi cu amalgamarea, pentru că autoritățile locale încă nu sunt pregătite, inclusiv digital, pentru asemenea amalgamări, pentru că oamenii vor avea disconfort. Acum, câteva momente care trebuie să le discutăm. De ce autoritățile locale se digitalizează mai lent? Simplu, din lipsă de finanțe. Deci, autoritatea publică locală din Telița a avut oportunitatea să fie susținută în câteva programe internaționale pentru a trece la niște tehnică mai modernă. Dar realitatea este că 90%, dar poate și 99% din tehnica care este prin primării, dar din Ovateca nu vorbim, pentru că ăla este nu secolul trecut, dar două secole în urmă. Deci cea tehnică care s-a dat pe acel moment nu mai este uzuală. Multe din ele în general s-au defectat sau nu mai țin acele programe pentru a aplica serviciile digitale. Și dacă eu cu 2 ani în urmă am procurat tehnică, cred că cea mai modernă care era de găsit în acel moment pe piața din Republica Moldova, pot să vă asigur că acum, deci acea tehnică, unele programe nu le mai ține. Deci autoritățile publice locale, ca să digitalizeze multe servicii, au nevoie simplu de resurse, de tehnică modernă și de capacități pentru a trece aceste momente. Ele sunt foarte necesare. Încă un exemplu pe care l-am trecut eu, din, nu știu, dar n-am avut un rezultat bun. În localitățile noastre rurale, în marea majoritate, au rămas mulți bătrâni care trebuie să gestionăm. Am avut o intenție și am discutat în momentul ăsta cu câțiva provider de telecomunicații. Am vrut simplu ca fiecare bătrânel să-i oferim o tabletă, da? Simplă, pentru persoane în vârstă, adică cu niște litere mai mășcățele ca el să poată, și cu 2-3 butoane de utilizare, ca să nu fie foarte complicat. Pentru că ei se sperie, când văd device-uri din astea supramoderne, ele se sperie. Deci experiența mea a ieșuat pentru că acele prețuri care ne le-au spus acești operatori de telecomunicații a fost exorbitantă, deci noi ne-am oprit, nu am mai găsit soluții. Deși aceste soluții digitale pentru... ideea era simplă, fiecare bătrânel să aibă legătură cu servicii digitale, cu serviciile primărie, medic, magazin și încă nu știu ce acolo, și în momentul când are urgență, să-și apese cele 3 butoane ca să apeleze în direct, să aibă discuție în direct și prin operator să-și rezolve problemele. Deci, elementar, eu nu am găsit o soluție la acel moment și asta a fost un an, doi în urmă. Iarăși, nu știu, din nedorință, din necunoaștere, din lipsă de aceste device-uri. De aceea, ideea mea este să fim mai flexibili,
mai atenți la detalii și mai puțin, nu știu, înaripați că totul este posibil ca cele niște investiții. Nu, totul este învechit și totul trebuie să o luăm de la zero. Doamna primar, vă mulțumesc pentru această intervenție și aici în sală există și parteneri, poate încercați să găsiți un numitor comun, dar iarăși, eu insist că vreau să merg în... să discutăm cu primăriile care nu vor fi în panel. O să rog pe doamna Lubaș, pentru că există diferite primării. Există primării mici, ne-ați venit la nenii noi, dar primării mari există, care au mai mari capacități. Să ne spună doamna Lubaș, Angela, noi ne cunoaștem de mulți ani, care e perspectiva capitalei Republicii Moldova pe această dimensiune. Eu vă mulțumesc pentru oportunitatea de a ne vedea astăzi aici. Îmi spune Angela Lubaș, sunt șeful direcției Corespondență, petiție și audiență a primăriei municipiului Chișinău. Noi nu am mers pe aceste cupsuri, noi am dezvoltat alt serviciu în municipiul Chișinău, se numesc Ghișeul Unic, care deja de un an și ceva avem și statistici care le putem oferi în cazul când aveți nevoie de ele, ce înseamnă primăria municipiului Chișinău și ce înseamnă relația cu cetățeanul. Avem pentru, ca informație, pentru anul 2023, tot suntem în perioadă de raportare, 40.000 de cetățeni primiți în cadrul ghișeilor unice. Eu cred că este un număr foarte mare și avem 25.000 de cereri recepționate în mod scris, fie prin poșta electronică cu semnătură electronică, fie prin prezență fizică la ghișeul unic. Eu vreau să vă zic că problemele care vin din teritoriu sunt foarte mari și nu ne aude guvernul, de fapt, de ele. De ce? Pentru că nu ați modificat legislația și nouă ne este foarte greu să utilizăm atât semnătura electronică în acte, cât și procesul de digitalizare a serviciilor. Dacă dumneavoastră doriți să vă dau mai multe amănunte, eu pe ce înseamnă document electronic pot să vă fac, cred că, teză de doctor. De 2 ani de zile suntem o echipă foarte mare la primărie care încercăm să aducem documentul electronic în albea lui legală și nu ne reușește pentru că nu sunt modificate hotărârile de guverne 93-96 și Cancelarea de Stat, din păcate, la toate intervențiile noastre tot ne spune că suntem în proces de a elabora ceva. Acest proces de a elabora ceva, când ați votat strategia și ne-ați pus-o nouă pe masă ca să o implementăm, ne este foarte greu. Și însăși corelația dintre primărie și agențiile de stat sunt foarte greu. Noi mai suntem și pe sistemul acte permisive, sistem electronic și nou, ci simplu. Serviciul cadastru nu ne accept documentul electronic elaborat tot prin platforma guvernului. Și vine omul înapoi și ne spune, puneți-mi, vă rog, o ștampilă corespunde cu originalul. Și asta e cam de râs. Dar avem un om care stă zilnic în cadrul ghișeului cu ștampila în mână și aplică ștampila conform originalul. Mie, sincer să vă spun, mi-e rușine de acest serviciu creat guvernamental. În colaborare, cred că putem face foarte multe lucruri frumoase, vrem să fim auziți. Am zis pe Chișinău, avem un număr foarte mare de populație care, într-adevăr, a trecut foarte rapid și operativ la servicii de digitalizare și ne solicită foarte multe servicii. Noi am identificat peste 50 de certificate care pot fi transferate electronic, eliberate de primărie. Doamna Lubaș, vă mulțumesc foarte mult că... Vedeți, în discuție ne putem scoate în evidență care sunt aceste probleme și o să rog în încheierea acestei sesiuni, în câteva minute, să vă exprimați dumneavoastră, dar și putem continua la pauza de cafea care vine în 10 minute, dar vreau să rog încă doi primari care îi văd în sală și pe care știu cu siguranță că vor spune un minut. Domnul Leahu, doamna Bejonaru, dacă ne spuneți perspectiva dumneavoastră într-un minut, doamna primar, și după care o să rog paneliștii noștri să foarte rapid să răspundă la aceste provocări și să continuăm în pauza de cafea. Doamna Bejonaru, ladies first, cum se spune. Da, vă rog. Sunt primara satului Cimișeni Criuleni, suntem Băștirnași cu domnul Guzun, ne cunoaștem mai de multe vreme. Sunt în mandatul 3, deci eu vreau vă mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate, fiindcă suntem nevoiți și noi să ne informăm cu multe. Sunt și eu dintr-o localitate, așa cum este și doamna primar de Telița, care cred că pentru viitor ne vom amalgama, pentru că suntem 2000
450 de locuitori, dar oricum ne dorim lucrurile astea să prestăm servicii de calitate fiecărui cetățean și chiar acum stau și mă gândesc că am văzut și sunt foarte și foarte, foarte multe provocări, pentru că, așa cum a spus fiecare antivorbitor, deci atunci când vorbim de digitalizare, este nevoie și de resurse umane și tehnice și financiare și avem nevoie de finanțe. Asta este o problemă și venim ca să căutăm finanțe pentru că să prestăm servicii de calitate. Ceea ce îmi doresc, acum stăm și mă gândim, anume îmi doresc deschiderea acestui centru pentru unificarea prestațiilor de prestări de servicii și cred că o să plec acasă anume cu această soluție de aici de a deschide acest CUPS. Ok, deja avem primul rezultat acestei discuții. Domnul primar Leahuș și doamna viceprimar de Ghidighici, insist să vorbească un pic și după care o să vă rog să reacționați. Domn primar. Bună ziua la toată lumea, mulțumesc mult pentru invitație de a participa la această conferință. Eu sunt primarul Comunei Băciu Ileahu Ilie. Evident că digitalizarea, e-guvernarea, asta este viitorul nostru și cu siguranță pentru a îmbunătăți activitatea apeleurilor. Aduce serviciile mai aproape de cetățeni pentru o mai bună gestionare a timpului locuitorilor, pentru eficiență. Cu siguranță urmează și noi ca primărie să implementăm și suntem în căutare de soluții pentru a implementa această soluție de centru local de e-guvernare și asta este viitorul nostru, cu siguranță. Da, domn primar, vă mulțumesc. Doamna viceprimar de Ghidighici, după care noi mai avem timp. Bună ziua, sunt Maria Gorodișteanu, viceprimar de Ghidighici. Nu o să spun alte lucruri decât au spus toți cei care au luat cuvânt, dar dacă punctez încă o dată, poate i-au auzit. Da, cea mai mare problemă este, desigur, că educația digitală și mai ales a persoanelor de 35 plus, pentru că beneficiarii serviciilor noastre sunt cetățenii. Pentru asta este, din viziunea mea, obligatoriu de a face diferite sesiuni în localități, anume cu cetățenii, nu la nivel doar digitalizare pe platforme, dar desigur că de ieșit în teritoriu. Doi la mână sunt necesare instruirea personalului primăriei, pentru că lucrând deja și încercând să implementăm un proiect, ne ciocnim de momentul că persoana, dacă este deprinsă să lucreze pe hârtie, îi vine foarte greu și ca să creeze o bază de date, ca să aderezi la EAPL, este necesar ca cineva totuși să butoneze fizic. Și asta sunt resurse, timp și muncă. Și ca soluție înseamnă că trebuie să fie și subvenție de stat pentru salarizarea persoanelor date, pentru ca să-i luăm în state, ca să avem cu ce să lucrăm, pentru ca să fim o Moldovă digitală, performantă și să ducem servicii de calitate la cetățeni. Mulțumesc! Doamna primar, apropo, dacă vreți să deschideți CUPS, în pauza de masă, doamna Sincovski este chiar aici, care este responsabilă direct de managementul CUPS-urilor. Vă rog să faci conexiune. Eu propun să luăm o reacție. Pur și simplu, noi timp deja nu avem, dacă nu vă supărați, și o să continuăm în sesiunea viitoare, da? Ca să avem reacții din partea speakerilor noștri. Vă rog câte un minut fiecare și continuăm în pauza de cafea, vă rog. Da, cu siguranță, noi cunoaștem toate problemele care au fost abordate aici. Și important, exact, educația digitală care trebuie să o transpunem, dar, cum am spus, o edificare, noi putem să vorbim foarte mult prin diferite canale, dar atunci când interacționează persoana cu cel care îl deservește și îi vorbește despre educație, atunci lucrurile schimbă de la sine. Și are exact. O altă problemă care dumneavoastră ați menționat este capacitatea financiară. Exact, EAPL a fost gândit exact în scenariul ăsta, deoarece noi ne-am pus ca scop să ținem această platformă vie la nivel central, descentralizând capacitatea noastră de a livra servicii. Asta este și scopul acestei EAPL. Scriem registri, scriem servicii pe baza acestei platforme EAPL, ca dumneavoastră să vă digitalizați foarte, foarte corect și să nu există o problemă de digitalizare de la o unitate administrativă la altă unitate administrativă. Asta este a doua element care noi încercăm să le rezolvăm prin conceptul de EAPL. Sugestia noastră și dorința noastră, noi acum finanțăm această platformă dintr-un proiect.
scopul nostru să ducem mult prea departe această platformă. De ce? Toți donatorii care vreau să fie în jurul acestui concept, să vină alături și să ne ajute pe noi, pentru ca să ducem acest concept până la ultimul serviciu care trebuie să-l digitalizăm în administrația publică locală. De ce suntem alături cu dumneavoastră? Suntem alături să deschidem cupsuri pentru ca să ajutăm cetățenii și suntem alături să digitalizăm tot ce există astăzi în Republica Moldova sub formă de servicii publice. Eu vă mulțumesc pentru soluțiile care le-ați dat, inclusiv alături de problemele care au fost vociferate. Eu vreau un lucru să menționez, că guvernul întotdeauna a fost deschis și transparent pentru comunicare cu toate autoritățile publice locale direct sau prin intermediul Congresului Autorităților Publice Locale. Referitor la modificarea legislației care ați menționat-o dumneavoastră de la Primăria Chișinău, am întrebat colegii mei de la Secretariatul Documentelor, managementul documentelor din cadrul Cancelarei, nu a venit până acum nicio propunere, de asta suntem deschiși întotdeauna să veniți sau direct dumneavoastră sau prin intermediul CALM. Și nu doar Primăria Chișinău, sunt invitați toți cei care consideră că pot să aducă plus valoare la modificarea legislației pentru a asigura un proces eficient în toate autoritățile publice locale la nivel de țară. Pentru că, într-adevăr, hotărârea guvernului este una depășită, ne dăm seama de acest lucru. Pe de o parte, suntem digitalizați și dorim asta ca să continue și să dezvolte într-un ritm destul de accelerat. Pe de altă parte, avem acte normative, cum a menționat și domnul moderator, avem acte normative care trebuie revăzute și aduse în pas cu tempurile în care noi ne mișcăm. De asta vă invit la un dialog direct, instituțional, la guvern, la Cancelarea de Stat, pentru a elabora un proiect de hotărâre care să ne fie confortabil în aplicarea tuturor. Eu înțeleg corect, s-au făcut deja niște pași aici, da? Doamna Lubaș. Și veți veni cu propunerile punctuale. Domnul Rusu, vă rog. Eu, ca să nu iau mult timp, doar vreau să, încă o dată, să accentuez că totuși colaborarea între nivelul central și nivelul central nu cunoaște limite, ea trebuie șlefuită mai bine. Și al doilea moment sunt resursele. Utilizarea resurselor care sunt și asigurare de resurse pentru a da durabilitate procesului. Cadri, any reaction? Thank you. Da, vă mulțumesc. Aș vrea să menționez că atunci când vorbim despre acces la servicii digitale, este important că trebuie să oferim servicii digitale calitative, mai ales în regiunile rurale. Probabil că nu este o declarație populară, dar cred că din perspectiva Estoniei și a experienței noastre, noi avem nevoie de o reformă teritorială în Republica Moldova sau mai bună cooperare între rural și municipal. Pentru că ținem cont și de numărul populației și numărul serviciilor. Acum vedem în Estonia că ceea ce am investit este eficient. Chiar dacă a fost opoziție, s-a văzut o rezistență, oricum, eu cred că tot ce am făcut a fost bine și nevoie pentru digitalizare și servicii calitative este absolut necesar pentru ca să avem o reformă bună, o cooperare între rural și urban și trebuie să depunem eforturi ca cetățenii să aibă acces la servicii calitative. Deci, acesta a fost doar primul panel. Noi continuăm aceeași discuție, aceeași tematică. Câteva persoane au vrut să vorbească, deci păstați, vă rog, idee pentru următorul panel, pentru că noi, de fapt, avem aceeași componență aici. Dar în scenă vor fi colegii dumneavoastră, vor fi primari și, de fapt, noi continuăm exact aceeași discuție, dar după o pauză de 10 minute o să vă rog să serviți o cafea aici undeva și ne vedem în 10 minute la și 45 în aceeași sală. Vă mulțumesc tot și zic să le mulțumim speakerilor noștri din fața noastră. Începem cea de-a doua sesiune. Numele meu este Mihai Mogâdea, sunt director adjunct al IPRE, colegului Victor.
Și eu voi modera cea de-a doua sesiune, care este dedicată ateliurilor, este dedicată experienței primăriilor noastre în utilizarea soluțiilor digitale și în explicarea a problemelor, provocărilor care le văd primarii la nivel local atunci când implementează aceste soluții și oportunitatea acestor soluții pentru activitatea primăriilor. Totodată ne-am dorit mult în această a doua sesiune să abordăm inclusiv ce fac partenerii noștri de dezvoltare pentru a ajuta primăriile să se digitalizeze și știu că dincolo de discuțiile din panel avem în sală reprezentanția partenerilor de dezvoltare care dezvoltă proiecte, implementează proiecte pe această dimensiune și vom încerca să luăm reacții, comentarii de la toate părțile vizate. Acestea fiind spuse, vreau să prezint vorbitorii din acest panel. În primul rând îl salut pe domnul Nicolae Dandeș, primarul municipiului Cahul, care este prezent cu noi online. Sper că o să ne audă, o să ne vadă și nu vor exista probleme cu intervenția dumnealui. În același timp, vreau să-l invit alături de noi pe domnul Sergiu Antronache, primarul orașului Cimișlia, care, la fel, primărie care gestionează, implementează anumite soluții digitale și ne va vorbi despre această experiență domnul primar. Domnul Leonid Boaghi, primarul satului Sireț, vă rog. Doamna Victoria Calmăș, primarul satului Ghidi Ghici și doamna Diana Toma, consilieră politică, proiectul Mă Implic, un proiect care ajută primăriile să se digitalizeze și care la ora actuală chiar oferă oportunitatea pentru primării de a aplica, de a deveni parte a unor inițiative care să ajute primăriile să devină mai bine digitalizate și să ajute locuitorii să aibă acces la servicii mai bune, la îndemână, mai apropiate către ei, dar despre aceasta ne va vorbi doamna Toma mai târziu. Mulțumesc tare mult pentru prezență și practic discuția noastră de astăzi este continuarea la o altă întrunire pe care am avut-o la începutul lunii decembrie. De acea dată era o prevedere închisă, o ședință închisă, în care încercam să testăm, să înțelegem mai bine ce se întâmplă la nivel local pe această dimensiune. Și pornind de la concluziile acelei discuții, am hotărât că astăzi să avem un eveniment public care să aducă la aceeași masă, dacă îi pot spune așa, toate părțile vizate, la autorități locale, autorități centrale, parteneri de dezvoltare, dar și inclusiv alți reprezentanți ai companiilor din domeniul IT, de exemplu, al dezvoltatorilor, care cu siguranță au și un rol important în tot acest proces. Vreau să încep prin a-i oferi cuvântul domnului Dandeș. Și dacă domnia sa ne aude, o să rog să ne dea un... Da, bună ziua! Bună ziua! Vă auzim! Vreau să vă rog să ne vorbiți despre experiența Cahulului pe dimensiunea implementării soluțiilor digitale. Primăria Cahul este una din pionierii acestui proces de digitalizare la nivel local. În Cahul există și un viceprimar responsabil de digitalizare. S-au făcut multe eforturi pentru a implementa soluții digitale, pentru a schimba un pic paradigma despre cum trebuie să funcționeze o primărie. Și, domnule primar, vreau să vă rog să ne vorbiți de experiența Cahulului, să ne spuneți punctual ce ați reușit până acum și ce vă propuneți în continuare, dar și ce spun cetățenii, cum percep cetățenii soluțiile digitale la care ei au acces, la care ei pot să apeleze în cazul în care au nevoie de un serviciu oferit la nivel local. Vă rog. Da, bună ziua, vreau să salut pe colegii primari, donatori, instituțiile partenere, reprezentanții autorităților centrale care sunt acolo. Vreau să vă mulțumesc pentru organizare. E o temă, o să spun, pe cât de complex, pe atât de evident ca și etape care trebuie parcurse. Eu sunt o persoană care spun nu trebuie făcut digitalizare
de dragul digitalizării, este nevoie să avem niște argumente să justificăm de ce vorbim despre digitalizare. Pomeneați despre viceprimar, iată, este într-o deplasare cu treabă, dacă nu are internet, nu a putut să conecteze, așa, o glumă, că dacă nu internetul, s-o termina cu digitalizare. Bun, eu vreau să spun o chestiune importantă, pentru că ne privesc cei care, una, dacă vorbim ca țintă, autoritățile publici locale, vorbim despre câteva criterii la care trebuie să răspundă, de ce facem lucrul ăsta. Și asta nu e doar că este într-un program guvernamental și asta, știți, sau este în acord de asociere, acolo articolul 22 sau 23, nu știu cât, nu aduc aminte exact, prin care dorim să avem o administrație locală mai eficientă, mai transparentă. Deci avem nevoie de a îmbunătăți serviciile, iar asta poate suna filozofic, dar la modul practic, a spus și una din colegi despre partea de educație. Deci asta este una din priorități pe care pun accent. Eu și dacă spun de experiența ca acolo, să încep să fiu foarte succint. Am început cu grădinițele, vreau să spun că, bineînțeles, datorită suporturilor unor instituții donatoare, vorbesc aici și UNICEF-ul și PNUD Moldova, în care am procurat și acele table interactive și tablete pentru exerciții, prin care se începe de o vârstă preșcolară, zicem așa, partea aceasta de programe, de sesiuni, de discuții, încât să-i obișnuim cu tot ceea ce înseamnă tehnologie. Nu că acasă nu ar avea sau părinții nu le oferă, încât e vorba de a lucra pe niște instrumente, programe educaționale, foarte bine, nu doar de a căuta sau de a răspunde și mai scrie internet. Da? Deci grădinițele, inclusiv când vorbesc despre grădiniță, mă refer la partea de dotare tehnică, echipament. Asta am făcut în 8 grădinițe și continuăm procesul ăsta, sigur că este permanent, este loc de mai bine. Vorbim despre instruirea personalului. Cineva din colegi iarăși spunea despre cât e de important de a informa oameni. Deci, practic, tot ceea ce înseamnă aparatul primăriei, colegi din instituțiile subordonate, inclusiv manageri de instituții culturale, educaționale, întreprinderi municipale, am organizat împreună inclusiv cu colegi din anumite sesiuni din Agenția de Guvernare Electronică, colegi sunt aici, deci, instruire contractând anumiți experți în mod individual pe anumite subiecte, inclusiv a trebuit să scoatem niște bani din buget pentru a plăti anumite cursuri, inclusiv pe anumite domenii, vorbim despre contribuția fiecărui angajat, o parte din taxa respectivă, pentru ca să înțeleagă că el plătește pentru formarea lui și instruirea se finalizează cu un certificat, cu un document care confirmă că el a trecut niște instruiri. Deci asta spun un pas concret care trebuie să-l facă, sigur, toate instituțiile, iarăși continuăm îmbunătățirea acestui serviciu. Un alt moment important ține de a vorbi despre instruire și importanța instrumentelor digitalizare și mai departe, prin programe permanente și aici, grație suportului pe care îl avem sau conlucrarea între proiectul Startup City Cahul, deci există, inclusiv am creat o fundație Inotec, în parteneriat cu Universitatea din Cahul, cu Ministerul Educației și Cercetării, în care aproape zilnic există, în cadrul centrului Inotec din Cahul, există sesiuni de instruiri, există discuții despre cum funcționează în business concret anumite instrumente digitale, deci mai ales tinerii antreprenori, chiar ieri sau alaltă ieri, cred că ieri, da, chiar a fost domnul secretar de stat la Ministerul Economiei, cu privire la anumite instituții sau instrumente care s-au implementat în cadrul instituțiilor de stat. Deci este doar, spun așa, de componenta educațională foarte importantă care am făcut-o, o facem și asta e important, cred eu, să continui sau să o facă toate instituțiile. Partea de partea mai practică, pragmatică vorbind, da, că ai nevoie de un ghișeu unic care l-am creat datorită iarăși suportului programului Uniunea Europeană pentru Moldova, regiuni cheie. Vorbim despre managementul documentelor. Aici vreau să înțeleagă toată lumea, pentru că unii poate din postura teoretică spun, iată cât e de bine s-a creat. Deci asta nu înseamnă povară mai puțină pe funcționari. Atenție! Deci noi lucrăm pentru binele comunității și a cetățenilor. Dacă un specialist a trebuit să-i măresc cu jumătate de normă ca el să facă, pentru că nimeni nu a exclus încă hârtia, da? Deci, ca să facă lucrul ăsta și online și pe hârtie, deși, atât vă spun, a căzut sarcina pe autoritate, dar cetățeanul are posibilitatea, stând de acasă, să trimită o aplicație sau să trimită o solicitare, deci lucru care cumva modernizăm momentele. Asta presupune costuri, iarăși foarte lucru s-a menționat. Dacă nu ar fi parteneri externi, cu siguranță
mai ales primăriile mici, ar fi foarte greu să găsească resursele și pentru instruire, și pentru creare, procurare de software, și pentru dotare sau pregătirea de amenajare a unor spații. Deci, spuneam încă o dată, suntem la capitolul ăsta, rezultate avem, bineînțeles, dar avem o relație frumoasă cu mai mulți donatori, inclusiv misiuni diplomatice, care nu neapărat au programe de granturi deschise. Este important să ai capacitatea să argumentezi o măsură pe care ți-o propui. De asemenea, cu un program din partea Uniunii Europene, am avut inclusiv elaborarea unei strategii, un document de acțiuni complex, pare mai tehnic. Smart City Capul este o platformă care suntem în proces de implementare. Ce înseamnă? Deci sunt prevăzute blocuri. Pe de o parte vorbim despre softuri care urmează să fie integrate pe o platformă pe care se va construi. Lucrăm la partea de transport, pe partea de monitorizare video, partea de management a deșeurilor. Deci nu inventăm bicicleta. Deci în anumite proiecte noi am beneficiat de vizite de studiu. Au fost colegii și în România, și la Cluj, la Sibiu, și în Timișoara. De asemenea, au fost colegii inclusiv în țările Baltice, Estonia. Și aici vreau să-i mulțumesc domnului Guzon, pentru că mereu ne-a ajutat cu facilitarea acestor contacte, relații și inclusiv exemple asupra cărora trebuie să lucrăm. Dar încă o dată spun, deci este un efort pe partea de aparat ca și funcționari, pentru că nu e suficient să-i spui la om că e bine să faci și asta, el o să spună că, frate, dar asta trebuie să fie inclus în fișa postului, asta poate presupune mai mult timp, deci este un lucru intern și eficiența înseamnă, sigur, m-ați întrebat cum o percep cetățenii. Cetățenii văd foarte bine, bineînțeles că primul factor care îl asociază oamenii și despre asta vorbim, despre digitalizare, vorbim despre un a diminua factorii, că nu poți să-i exclus total. De corupții, de alte chestii, deci dacă omul are instrumentul digital la dispoziție, nu trebuie să duci să roagă la un birou și la un par. Asta nu s-a exclus. Da? Să înțelegeți că omul poate să ducă la ghișeu unic, dar el vrea să-l vadă pe primar și nu poate să-i spună nimeni nimic. El vrea tete-a-tete să discute cu primarul, pentru că e l-a ales. Și deci noi, în funcție eligibile, suntem, cum să spun, obligați, că asta este soarta și chemarea noastră, indiferent câte instrumente n-ar fi, să existe mai mult comunicare directă. Și aici colegii primari o să confirme, clar că poate în localitățile mai mici și mai ușor că știi pe toți la față și știi și cum îi cheamă și mai departe, dar și chiar și în localități mari este tendința să comunici direct. Cu cât mai mult comunicare direct este, asta este secretul succesului, să spun așa. Deci oamenii, asta presupune mult efort, dedicare, sacrificiu, dar oamenii își, cum să spun, se diminuează o parte din momentele care poate apar suspiciuni. Dau câteva iarăși exemple. Prin programul Digital Impact a fost finanțat de PNUD sau am lucrat la partea de digitalizare a două instituții ca servicii care le prestează. Vorbesc de Palatul de Cultură Nicolae Bodgros, care avem acolo zeci de colective artistice, instituții culturale amplasate. S-a creat o platformă, deci Calcul Activ, în care este integrat, practic, majoritatea serviciilor sau activităților extrașcolare, extracurriculare, în care omul, părintele știe că poate să ducă acolo sau să vadă și cercuri sunt, la ce oră, cât costă, eu nu știu, cine este antrenor, vreau să-l dau la dans, vreau la pictură, inclusiv partea de sport. Sigur că poate într-o localitate mai mică este mai puțin, gama e mai mică, dar vreau să spun ca instrument cu oameni suceau sau sunau, nu știu unii, acum pe o platformă fizică care ne costă ca mentenanță, dar vreau aici iar să-i mulțumesc domnul Guzon că a fost implicat ca mentor pe acest proiect. De asemenea, am avut un alt proiect care l-am făcut pe muzeu, deci acum suntem în partea finală, urmează să lansăm public, pentru că poate cineva vrea să facă, să organizeze o vizită la să viziteze Muzeul Ținutului din Capul, să vadă ce exponate acolo, inclusiv niște tururi virtuale și alte lucruri. Deci noi, încă o dată spun, preluăm lucrurile frumoase care se fac în alte părți și încercăm să le... Dar asta înseamnă timp, asta înseamnă bani și este important ca cetățeanul, bineînțeles, să fie mulțumit. La partea de achitare servicii, întreprinderile municipale, da, deci că e apă canal, că e gospodărie comunală și alte lucruri, deci omul se poate nu doar fizic să plătească și asta nu este iarăși o noutate, dar cât e de important ca omul prin MPay sau prin alte instrumente să poată achita serviciile ca să nu stea în rând acolo. Am avut, știți cum, deseori îi văd pe, mai ales populația în vârstă, care știe că există posibilitatea asta și de domn primar, noi venim acolo să achităm serviciile, cum am mai văd cu mătra, am mai văd cu asta, deși e o chestie de socializare. Poate lumea o ia în glumă, deci vorbim despre faptul că oamenii trebuie să aibă aceste instrumente. Când le utilizează, când nu, noi avem posibilitatea să urmărim acest randament.
cât la sută din cei care achită serviciile în mod electronic sau online, deci, și sigur este vorba despre timp, este vorba despre alt factor. Sunt probleme, cu siguranță sunt mulți probleme. Și probleme sunt, aici au vorbit poate colegii, n-am auzit anterior, dar cu interacțiunea poate cu alte instituții ale statului, dacă omul e trimis electronic, dar tot un alt zis că l-a trimis să vină cu ștampila umedă pusă deasupra. Deci eu înțeleg că nu se va face într-o zi, două, dar eu vreau să spun că avem rezultate pentru că avem un plan de acțiuni concret pe care știm să mergem. Da, există la unele asociații, de exemplu, o acțiune concretă care vrem să îmbunătățim sistemul de supraveghere video în oraș. A apărut o posibilitate de un proiect, deja am aplicat, acum este licitația la 1 februarie, ca să am și partea aceasta de securitate publică îmbunătățită. Iarăși va fi încadrată în acea platformă smart, care sigur o să o construim, inclusiv de iluminat, inteligent și alții. Deci ele funcționează. Și la un moment dat, sigur, îți pui întrebări, crezi soft și asta, și cauți un om care să fie acel operator să apasă pe butoane sau să monitorizeze sistemul, să înțeleagă ce înseamnă acest instrument. Și aici, sigur că avem o lucrare cu universitatea, încă acolo poate spun încă o dată, mă bucur că încă avem și încercăm să ținem personal calificat. Sigur, pretențiile salariale, aici e o altă problemă, ca să ții un om bun care se pricepe în aceste domenii și instrumente, nu mai vine cu un salariu de debutant. Deci aici trebuie să apelezi la altă formulă de contractare, prestare, servicii și alte momente. Dar, încă o dată spun, din toate problemele, bineînțeles, există și soluții. Trebuie bani și aici, dacă este o prioritate pentru stat, cu siguranță este nevoie să fie susținute, mai ales localitățile mai mici. Și aici, cu siguranță, este nevoie de abordat sistemic, inclusiv cu conceptul de reformă administrației publice locale. Și un alt moment care vreau să-l subliniez, am mai spus-o și cu alte ocazii și o spun foarte cu durere în inimă, să spun așa. Deci putem să vorbim noi la infinit despre metode, instrumente, eficiență, integritate, anticorupție. Deci vorbim despre calitatea și iarăși sunt prevăzute practic în toate documentele strategice, inclusiv în acordul de asociere, despre tot ceea ce înseamnă politica de personal, de la recrutare, motivare, evaluare și așa mai departe. Deci dacă ai oameni de calitate în funcții, dar trebuie remunerați, deci vei putea implementa aceste instrumente. Cetățeanul, în funcție de educația lui, în funcție de alte informații pe care le are, va utiliza instrumentele astea sau nu. Deci este important să asigurăm inclusiv partea de securitate. Și dacă mă întrebați de ce oamenii se tem de anumite instrumente, inclusiv eu am anumite ezitări de anumite servicii, este pentru că trebuie să avem garanția nu 100, dar 200% că nu sunt breșe de securitate, că putem securiza de anumite chestii, inclusiv partea de documente, inclusiv accesul și asta. Astăzi dușmanii nu este nevoie să facă spionaj, au tot un regim real. Deci și aici este o povară, zic eu, o mare responsabilitate, seama instituțiilor statului. Iar noi, ca autorități locale, trebuie să demajă și vrei poporul, da? Și vor cetățenii. Vor ca serviciul ăsta îi costă, durează, e timp și nu știu care, înseamnă că hai să vedem ce se poate. Avem destule experiență și vorbesc nu numai de țările baltice, au fost foarte multe, să zic așa, exemple și vizite de studiu care au fost organizate, dar omul trebuie să, cum să spun, se poate inclusiv poate să aleagă. Și atunci când am discutat cu unii din Consiliul Municipal, iată, e bine de făcut asta și dacă costă asta, dar e bine de făcut asta și o să, hai, poate e prea să facem asta deodată, hai să începem de la un pas mai mic sau asta. Deci vrea cineva să viziteze ca acolo, deci există o platformă Vizit ca acolo. De asemenea, am integrat mai multe elemente în care cumva, iarăși, și pentru transparență, dar și oamenii nu neapărat au timp, poate sau, eu nu știu, pe pagina primăriei nu putem să, sau poate nu sunt integrate toate evenimentele și mai departe. Vreau să cumpăr bilete pentru un eveniment care are loc în Cahul. Deci, iată, acum urmează în zilele următoare să fie lansate partea, spuneam, de cele două proiecte pe digitalizare, în care omul se poate, nu contează, azi nu este în țară, dar, de exemplu, Ziua Europei va fi la Cahul și va fi concert și el poate va fi cu bilet, ca exemplu. Da? Deci, multe momente care trebuie să lucrăm în această direcție și vreau să mulțumesc aici pentru că a fost o interacțiune bună, zic eu, cu Agenția de Guvernare Electronică, inclusiv cu ASP-ul, dar pe problemele de cât certificat, cât aviz, mai avem, spun încă o dată, mai multe
nuanță sau sarcini de lucru. Deci eu vreau să, să mă opresc aici spunând doar că pe partea de soft și pe hard lucrurile cumva trebuie să meargă, să zic, ca o sinergie, să meargă complementar. Pentru că dacă am creat o platformă în Voasa Chitei, deci logic, acum deci vreau să implementăm partea de contoare de citire la distanță. Când ai 100 e una, dacă n-ai 8.000 sau 10.000, doar la blocuri locative, deci sigur este greu. Acum discutăm tehnic. Durează. Trebuie să pui contor la subsol, la toată casa, sau să mă apuc de spars pereții, să vedem contoare cu citire la distanță în fiecare apartament. Vă dați seama ce înseamnă lucrul ăsta. Deci există o serie de probleme, zic așa, tehnici, care studiem cum au făcut alții în alte țări, dar uneori trebuie să o adaptăm pentru că la noi probleme sunt mai multe decât. Și poate uneori nu uităm noi că iată ce au făcut așa. Deci dați să înțelegem că și aceia care astăzi sunt mult mai avansați partea digitalizare, nu s-a făcut într-o zi, două, deci a fost nevoie de timp și inclusiv partea de mentalitate. Pentru că partea de mentalitate, cum se raportează omul la serviciu, omul are încredere în instituțiile statului, sunt utilizate datele de bună credință și oamenii nu își utilizează datele cuiva că nu știu ce, că zicem așa, concurent politic sau alții au interese financiare sau economice pe anumite date, caracter personal. Avem studii de caz concrete și cred că aici trebuie să luăm, să lucrăm pentru a diminua, că spunem cu atât, nu poate fi exclus total. De asta eu vreau să vă mulțumesc pentru eveniment și cred că, cu siguranță, dacă cineva din colegi o să vrea să vină la Cahul să discutăm partea mai tehnică, așa, de proces, cum s-a făcut, că anumite proiecte, cum spuneam, cel cu platforma, cu Cahul Activ sau cu muzeul, noi am lucrat 12 luni. Și asta a presupus, de exemplu, în cazul unui proiect, un buget de 1 milion de lei în care 70% au fost din grant, dar 30% trebuie să-i punem doar pe acest proiect, ca exemplu, contribuția noastră. Deci, vă așteptăm cu drag la Cahul și cu siguranță mi-ar face plăcere să împărtășim bunile practici, dar și problemele, pentru că, încă o dată, nu este dai din deget și funcționează soluția magică, dar o să le spun un mesaj la autoritățile centrale. Deci, fără o conlucrare și o comunicare pe toate problemele cu autoritățile locale, nu va putea fi implementat nici o reformă, indiferent de domeniu. Și asta cred că înțeles-o și trebuie să aibă urechea foarte larg deschisă, pentru ca problemele, sugestiile care sunt, să le poată face într-o sinteză frumoasă, inclusiv ce specific și mediul rural, mediul urban, și respectiv să fie analizate per țară și să spună, iată, asta soluție trebuie implementată. Nu într-o lună, nu în două, dar poate în două săptămâni. Dacă asta este o prioritate, dacă asta reduce costuri, dacă asta reduce corupția, dacă asta ne ajută pe noi ca într-o zi să putem spune că, iată, am realizat punctul X, Y, Z din Q comunitar. Deci, iată, în maniera asta trebuie să discute, pentru că zilele trecute chiar discutam cu unii colegi și spuneam, zic, uitează, monitorul oficial, un monitor, o ediție aparte, deci cât, cred că vreo, nu știu, 40 pagini, dacă nu mai mult, cred că 100 de pagini, de planul de acțiuni a Guvernului pentru 2024, da? Și câți din primari au timp, și numai din primari, să studieze, că scris cu caracter mic și tabel acolo, și sarcina cu tare, sarcina cu tare. Nu toate se referă la administrația publică locală. Dar vreau să spun că l-am analizat atent, 10-15% nu se poate face nimic fără implicarea autorităților locale. O să rămână liter moartă și o să fie preluată în 2025 la fel. Și aici trebuie văzut cum la nivel local, și mă refer nu doar pe platforma calmului, să venim doar cu niște sinteze generale, dar într-un fel, toate serviciile desconcentrate în teritoriu trebuie să fie nu doar ca și constatatori pasivi, dar să vină să stea concret ce propuneri sunt pe mediu, pe agricultură, ce propuneri sunt ca să fie îmbunătățit. Că unii stau comod în postura de șef, în servicii desconcentrate și așteaptă să treacă timpul sau să mai duc să mai aplici o amendă, dar nu să vină proactiv, să spună, uitează, bun, legislația asta e proastă de 10 ani. Stimați primari, iată, aveți și propuneri, că eu să mă duc la șefii mei și să vin cu o sugestie bună ca să îmbunătățim programul, eficiența și alte lucruri. Deci cum ați creat impresia? Este ordin la superiori la Chișinău? Facem, nu este ordin, dați mi întreb probleme și vorbesc aici despre calitatea funcționarilor, despre bună credință, despre alte lucruri, alt subiect. Dar calitatea, și aici calitatea, la nivel local, nu este mai puțin importantă decât cei care se ocupă de administrarea la nivel central.
Mulțumesc tare mult, domnule primar. Eu mi-am notat câteva provocări pe care dumneavoastră le-ați ridicat la fileu și cred că sunt comune pentru mai multe localități, municipii din țară. Prima problemă ține de resurse, resurse financiare, bani necesari pentru dezvoltarea acestor soluții și implementarea lor. A doua problemă ține de securitate, de, așa cum ați menționat, cumva oferirea garanțiilor către utilizatori că datele lor nu vor fi utilizate în alte scopuri decât pentru acel serviciu sau pentru acea soluție. Și a treia problemă ține de încredere. Încrederea oamenilor, dar și, aș spune eu, pregătirea, încrederea pe care o au funcționarii în aceste soluții. Pentru că dacă un funcționar sau un angajat al unei instituții nu este pe deplin încrezut în funcționalitate și în relevanța acelei soluții dezvoltate, atunci nu va fi neapărat un promotor activ al acestor soluții. Și vreau în această logică, inclusiv pornind de la constatarea legată de cumva transpunerea strategiilor la nivel național în planurile de activitate la nivel local, inclusiv strategiile de dezvoltare la nivel local, vreau să-i ofer cuvântul domnului Sergiu Andronache, pornind de la aceste probleme care au fost evidențiate, dar și de la experiența orașului Cimișlia, să ne spuneți punctul dumneavoastră de vedere pe subiectul pe care îl abordăm astăzi. Da, bună ziua tuturor! În primul rând aș vrea să vorbesc aici despre ceea ce am încercat sau a încercat primăria orașului Cimișlia să facă pe domeniul digitalizării, puțin, dar ne-a reușit cel mai mult cu programul de Centru de Informare și Suport pentru Cetățeni și aici aș vrea să aduc mulțumiri USAID-ului Slovak Aid pentru suportul financiar, logistic, care ne l-a oferit pentru deschiderea acestui centru. Centru, eu o să-i spun CISC, Centru de Informare și Suport pentru Cetățeni, ca să fie mai prescurtat. Deci, cu mare drag, atunci am acceptat să fie deschis acest CISC. Clar lucru că inițial a intrat când s-a început, sau după implementarea acestui proiect, a creat un disconfort specialiștilor primăriei pentru că nu știau cum să gestioneze acest program și până la urmă acum este unul destul de util. De ce este util? Pentru că cetățenii acum nu mai umblă pe, sau nu mai merg pe holurile primăriei, unde să deranjeze toți specialiștii în care să întrebe, eu am o întrebare în care cabinet pot să merg, eu am o solicitare, vă ajutați-mă, vă rog, aici. Și cetățeanul era fugărit dintr-un cabinet în altul. Și noi atunci chiar ne era dificil pentru că deranja sau dezbătea de la lucru specialistul care, în care intra cetățeanul și îmi dădea mai multe întrebări. Acum avem un singur, doi specialiști la ghișeu unic, la CISC, în care recepționează toate cererile pe care vin cetățenii să le adreseze către specialiștii primăriei, se încarcă pe o platformă, toate cererile vin către primar, eu le analizez, le citesc toate aceste cereri. Ulterior, după competență sau după înțelesul acestor cereri, le ofer, le expediez specialistului pe domeniu. Ulterior, specialistul are timp la dispoziție cât îi pun eu în program să ofere acest răspuns. Și ce este important, că în acest program acum noi putem monitoriza câte cereri au venit practic la primărie, la ce etapă se află de soluționarea acestei cereri, pentru că culoarea galbenă este în proces și se apropie de culoarea roșie, care deja este necesar de a da răspuns că expiră termenul. Când mai spune o zi, mai aveți până la termen, până a expirat termenul, două zile,
Și eu atunci revin cu un telefon sau îl chem specialistul și îi spun, uite, care este problema de nu se soluționează cererea respectivă. Și adică și noi putem fi în timp să oferim acele răspunsuri conform legislației, zilele cât sunt necesare pentru fiecare răspuns. Totodată, ce aș vrea să vă mai spun, că spuneam de monitorizarea câte cereri au venit la primărie, noi avem în 2 ani și 6 luni, avem în jur de 15.000 de cereri la care specialiștii din primărie au oferit răspunsuri. Deci chiar este foarte benefic, pentru că acum noi cunoaștem de fapt numărul de cereri câte au venit. Eu pot să văd dacă specialiștii sunt implicați, lucrează sau nu, pentru că într-adevăr sunt multe, multe cereri la care urmează să fie date răspunsuri. Totodată noi am participat și la un alt proiect, alerte.md, în care cu nu finanțatorul, dar implementatorul proiectului Media Point, susținut de către Agenția de Guvernare Electronică, avem o conlucrare foarte bună cu cetățenii prin intermediul acestei platforme. Timp de un an avem mai multe probleme care, nu mai multe probleme, avem de asemenea mai multe solicitări de a fi soluționate diferite probleme din localitate. Această platformă ne arată că noi de asemenea oferim răspunsuri în timp și putem face sondaje pe un subiect sau pe alt subiect sau oricare alte subiecte care îi le-ar veni în folosul comunității. De asemenea, și unii sau un grup de cetățeni sau un cetățean poate să lanseze singur un sondaj pe această platformă. Iată, acum noi suntem elaborarea unui site nou al primăriei și aici am inclus o căsuță specială pe site-ul oficial al primăriei de a înregistra și copiii la grădiniță să fie online. Cred că este ceva util pentru părinți, pentru că ei folosesc tot ce ține de tehnologii și cei ce vorbeau mai înainte, că într-adevăr persoanele de vârsta 3 le este mai greu, iar aici cu înregistrarea copiilor la grădiniță, toți părinții tineri cred că sunt capabili să depună acele cereri. De asemenea, mai lucrăm și oferim răspunsuri pe paginile electronice, poștele, e-mail la primărie, în care totodată le oferim și acele răspunsuri care semnate deja de către primărie. Cam aceste lucruri care am reușit noi să le facem în cadrul primăriei orașului Cimișlea. Mulțumim! Mulțumesc, domn primar! Mi-am notat aici câteva realizări, câteva soluții pe care le-ați dezvoltat și ele practic în totalitate sunt menite să garanteze poate o soluționare mai rapidă a solicitărilor care vin din partea locuitorilor și lucrul ăsta este poate cel mai important. Dincolo de asta, vreau să rog pe următorii noștri vorbitori să ne vorbească și de cum soluțiile care sunt dezvoltate ajută la lucru intern din cadrul administrației publice locale, la cooperarea colegii, dacă modul în care se lucra înainte s-a schimbat în timp și cum ajută aceste soluții la interacțiunea propriu-zisă din interiorul echipei, din cadrul primăriei. Pentru că ne dăm foarte bine seama că odată ce
funcționarii lucrează mai eficient, atunci au mai mult timp pentru a soluționa și mai multe probleme, solicitări din care vine partea oamenilor, și de aceea vreau să-l întreb pe domnul Boaghe să acopere și acest aspect în intervenția dumneavoastră. Da, mersi foarte mult, bună ziua tuturor, dragi colegi, stimați parteneri de dezvoltare. Într-adevăr, vrem să vorbim mai mult, să punem accent și eu în calitate de primar, dar și împreună cu echipa minunată care o am la primărie, punem accent foarte mult, atât fix pe subiectul care se discută, soluții digitale pentru eficientizarea activității administrației publice locale. Deci noi nu vorbim doar de digitalizare și vorbim de digitalizarea serviciilor publice care noi le oferim cetățenilor, dar este prioritatea acum și, mă rog, urmează să mă expun pe acest lucru, dar încercăm să găsim soluții digitale, în primul rând pe intern în primărie, ca să putem dezvolta anumite servicii, să le putem presta, dar totodată să avem și o comunicare mult mai eficientă în cadrul primăriei. Deci vrem foarte mult acest lucru și așa cum a spus și domnul primar de la Cahul, nu vrem digitalizare dragul digitalizării, nu vreau software de dragul software, adică în principiu pe tot asta poate nici nu întrebiește. Dar noi mergem și încercăm să găsim, să adaptăm soluții, datorită faptului că atât miza e la timp. Și respectiv, dacă miza e în timp, atunci eu trebuie să mă gândesc ce soluții aș putea să aplic în primărie ca să-mi eficientizez timpul și timpul care îl câștig în urma adaptării la aceste soluții, eu să-l pot oferi cetățenilor la comunicare directă, dar de ce nu la atragerea investiției în localitate, care până la urmă este scopul nostru de bază. Scopul nostru este să amenajăm teritoriul, ca să amenajăm teritoriul trebuie să aduci bani, fiindcă banii care ai sunt și tot așa mai departe. Respectiv, noi am încercat și noi, avem ceva avansuri pe acest domeniu, avem și noi un fel de un sistem foarte bun, apropo, de management a documentelor interne, intrări, ieșiri în cadrul primăriei, gestionat și dezvoltat împreună cu USAID prin cadrul programului Comunitatea Mea. Un sistem de documente care încercăm acum să-l dezvoltăm și să facem tot mai multe șabloane și să încercăm să-l dezvoltăm pe anumite categorii. Deci acum lucrăm foarte mult la un fel de standarde, de formulare, de acestea care omul a venit, de exemplu, să solicite anumit serviciu. Am făcut și noi nomenclatura serviciilor și totodată omul, dacă are nevoie de anumit serviciu, poftim, iată, blancul de cer, l-a completat. Acum facem acest lucru fizic, dar împreună cu program cu GIZ Moldova, prin cadrul programului EU for Local, încercăm să dezvoltăm trei platforme. Este vorba despre o pagină web, zic eu nou, nu e pe cea vechi, nici nu pot să o numesc pagină web, este un fel de sistem pe WordPress, ceva de genul ăsta. Noi încercăm să dezvoltăm o pagină web în tot sensul adevărat a cuvântului, care are blocuri de date, informații, istorie, motor de căutare și foarte multe chestii de acest gen, fiindcă acest lucru îl facem în contextul soluțiilor digitale, în contextul transparenței, în contextul eficienței, dar și în contextul în care vrem foarte mult să provăm și acest concept de date deschise, apropo lucru care îl facem împreună acum cu IPE și încercăm să depunem acel formular de aplicare la OGP, Open Government și Partnership, Open Partnership Government, ca să putem dezvolta cât mai multe date deschise și blocuri de date pentru locuitori, ca iată să ajung la situația în care să nu vii omul să mă întrebi sau gen, nu că eu nu sunt contra să-i discuții povestea toată chestia asta, dar timpul e scump și timpul costă și respectiv până a venit la mine să fac o cerere prealabilă. Cererea prealabilă ce ar însemna? Asta sunt pe platforme noastre să vadă acel serviciu digital sau poate acele informații și dacă în cazul în care el la primul nivel și-a satisfăcut curiozitatea lui sau a aflat informații, atunci nu mai sună sau nu mai vine cu o cerere, cu o petiție în plus care trebuie să ia locuiva din primărie ca să dăie răspuns, să-i contabilizeze aceste date, iarăși care costă timp. Deci avem acest sistem e-cancelare care încercăm să-l dezvoltăm și încercăm să facem aceste formulare de cerere împreună cu GIZ Moldova în cadrul programului EU for Local. Dezvoltăm această pagină web care are foarte multe date și blocuri de date și încercăm, chiar dacă suntem în anul 2024 deja, încercăm să dezvoltăm pe această pagină și colectăm aceste date cu măcar 5 ani în urmă, ca să fie și un istoric, un background la toate aceste chestii și totodată dezvoltăm împărătăriat încă două platforme, platforma Portalul Cetățeanului, în care încercăm să facem separat un bloc aparte de pagină web cu nomenclatură de servicii care le avem noi și opțiunile cum poate să acceseze serviciul. Deci serviciul poate fi accesat fizic, dacă omul vrea să vii fizic atunci la noi și atât de tare dragă de noi să vii la primărie, dar să aibă și opțiunea în care el descarcă bancul de cerere, îl completează în calculator, îl expediază pe poștă ca să nu mai vii fizic și totodată să aibă opțiunea ca să-l poată ridica fizic sau să aibă opțiunea ca să poată fi expediat fie pe poșta lui, dacă în cazul în care susține acest lucru, sau deodată să fie expediat, de exemplu, dacă e, nu știu, de ce ești banal o componență de familie care eu nu înțeleg rusă, dar lumea o cere. Și lumea o cere nu pentru dacă le trebuiește lor, așa cum îmi trebuiește mie, dar o cere ca să o duc la locul de muncă. Atunci, dă în cerere,
dăm mail-ul angajatorul, eu i-am făcut certificatul, l-am semnat electronic, îmi trimite pe poștă și adică automat eu am scăpat de 100-200-300 de oameni care vin anual și ne bat la cap. Nu că eu nu-mi place să vii să mă bat la cap, îmi place chestia asta, dar numai nu pentru chestiuți de acestea. Și totodată încercăm să dezvoltăm acum ceea ce nu s-a făcut 30 de ani, încercăm să dezvoltăm bază de date, asta în contextul în care vorbim despre date deschise, vorbim despre acest OGP, vorbim de date în QGIS, vorbim despre date narrative atât și grafice, care este foarte important în contextul soluțiilor pentru eficientizarea activității, ca să le putem pune și pentru publicul larg, ca să poată vedea proiecte, rețele, gradul de acoperire cu apă, canalizare, sanitate, tot felul de aceste momente, dar totodată vorbim și despre profilii a gospodăriilor. Deci să vedem ca un fel de micre cesământa noastră, dar totodată noi ținem în tipul această bază de date, ca să știm, de exemplu, iată, este o gospodărie X, ce servicii are, când a fost conectată, care este gradul de acoperire, ce probleme intervin, ca din această soluție care noi dezvoltăm acolo în moment, să iasă poate și o mică soluție de alerte. Deci are problema X, Z, Y, nu a venit serviciu, nu a venit ce. O semnalizat în acest QG sau în acest GIS local, ceva de genul dat, noi am văzut, ieri așa servicii acolo și atunci noi putem să intervenim. Și totodată deja dezvoltăm tot felul de servicii sau tot felul de software, ca să ne fie ușor, de exemplu, iată așa ce vorbim de monitorizarea panouri fotovoltaice, sau vorbim de ceși monitorizare și încercăm tot asta să facem videocamere, gen supraveghere video, sau acum încercăm să dezvoltăm niște soluții pe eficiență energetică, vorbim, da, contorizare inteligentă. Ca să putem colecta tot acest lucru, noi urmărim totodată și eficientizare, dar și reducerea dependenței de factor uman, care în context și cu părere de rău, astăzi este foarte greu și dificil să găsești oameni buni și cu atât mai mult chiar dacă îi găsești și seminții. Și atunci, respectiv, noi trebuie să găsim soluții cum putem să facem acestea. Monitoring la panouri fotovoltaice, monitoring la contorizare, monitoring, de exemplu, la servicii de chestii antincendiare, de genul, nu știu, ne gândim acum, azi dezvoltăm în cadrul grădinților și sperăm să adaptăm acestea în alte instituții. Monitoring online, iată tot felul de senzori aceștia, la fum, la gaz, la electricitate, la lumină, ca un fel de smart house, numai că pe instituții care de pe telefon eu se pot monitoriza, gen, unde este mașina de pompieri, unde, care, cât am câștigat azi la fotovoltaice pe fiecare instituție, care este situația la grădiniță, pe electricitate, pe detectoare de fum sau tot felul de aceste momente. Și adică ceva de genul astfel de soluții, noi încercăm să dezvoltăm ca să creăm, pe de o parte, eficiență în activitate, servicii digitale pentru locuitori, ca să câștigăm timp, așa tot câștigăm timp și totodată să promovăm și date deschise, care la fel, în esență, ajută la transparență, ajută la eficientizarea serviciului, dar cel mai mult economisește timp. Ca omul să nu vii să-mi solicite un fel de 2-3 scrisori sau 3 acolo talmuduri, ca eu să-i povestesc lui achiziții, să-i povestesc prin rețele. Și el să aibă acces la resurse în orice moment. Vrea la 3 de noapte să citească câte rețele de canalizare avem noi sau câte gospodării sunt conectate la gaz, poftim. Ai chestia asta permanent, online, asigurat pe mulți ani înainte. Cam asta este ceea ce am reușit noi să facem. Avem multe alte idei și multe alte planuri, dar oportunități sunt. Foarte mult îmi bucurăm că avem o comunicare foarte bună și cu APCEU și cu partenerii de dezvoltare. Avem foarte multe idei, acum încercăm să dezvoltăm și sper acum că am făcut câteva contacte noi ca să facem și un fel de soft pe telefon, ca tot ceea ce am vorbit eu acum, omul să aibă acces de la telefon. Gen, a intrat pe iPhone sau pe Android și a descărcat programul primăriei Siret și acolo a intrat și să ai toate serviciile. Foarte mult ca, de exemplu, să fie anumite servicii care să poți comanda și de pe telefon. Gen, ești într-o lebuză, ai venit acasă și te-ai gândit, am uitat să iau un document sau un certificat de urbanism. De pe telefon ai descărcat, l-ai primit și l-ai trimis mai departe unde îți trebuiește. Cam asta este situația la moment. Mulțumim tuturor și succes nou în toate! Mulțumesc mult, domnule primar. Multe soluții care pot fi, cred eu, preluate și utilizate către alte primării și poate ăsta și este unul din scopul discuției de astăzi, să audă și alți primari, alți aleși locali, experiența pozitivă a primăriilor care poate sunt cu un pas înainte pe dimensiunea digitalizării și să preia parte din această experiență. Vreau să o întreb pe doamna primar de la Ghidi Ghici despre
acest element care a fost menționat mai devreme legat de lipsa resurselor financiare a banilor care pot fi alocați pentru soluții digitale. Înțelegem constrângerile care țin de bugetul local, înțelegem că există alte priorități imediate, probleme care trebuie soluționate și aici întrebarea mea pentru dumneavoastră, dar și pentru colegii din panel mai târziu, este care credeți că ar fi soluția în acest sens, pentru că e clar că mijloacele oferite partenerii de dezvoltare sunt foarte importante, sunt absolut necesare, dar în timp, pentru a asigura sustenabilitatea acestor soluții, trebuie să ne gândim cum poate guvernul să intervină mai activ pe această dimensiune, cum poate dezvolta anumite programe de susținere a acestor soluții și dezvoltarea lor în următorii ani. Vreau să vă rog să vă referiți poate și la acest aspect în intervenția dumneavoastră. Bună ziua! Eu în primul rând aș vrea să mulțumesc pentru atenția acordată și pentru invitația în cadrul acestui panel. Și într-adevăr, pentru a dezvolta acest serviciu, noi avem necesar să fie introdus, chiar angajat pentru dezvoltarea acestui serviciu. Angajat de bază, care el să aibă acces și la instruiri și într-adevăr să fie salarizat cum se cuvine, pentru că în cazul când nu vom avea un specialist pregătit, o să trebuiască neapărat să accesăm niște servicii suplimentare sau să contractăm niște companii care să ne asigure implementarea sau să ne asigure cu mentenanță, cu specialiști care o să putem deja să continuăm. Odată ce nu avem specialiști pregătiți, noi respectiv nu putem nici dezvolta. Noi idei avem, noi știm ce vrem, noi cunoaștem cum să dezvoltăm, dar ceea ce este tehnic, este tehnic. Nu ne trebuie să avem specialiști pregătiți. Asta e o problemă. Dar pe lângă problema dată, mai avem și alte probleme, ceea ce ține de ordin tehnic, chiar cererile semnate electronic. Atâta timp cât ele nu sunt valide, semnătura electronică la moment când depune cererea, ea nu este validă. Ori trebuie să o tipărească, să o semneze și iarăși să o încarce. Asta iarăși este o problemă. Pe lângă asta mai avem și altă problemă că tot de activitate directă a primăriei, ceea ce ține că nu avem acces la unele date, ceea ce ține de cadastru, de fisc, ca noi să putem face unele rapoarte. Că rapoartele date noi la fel le putem încadra în programul nostru și am putea mai ușor să gestionăm cu toate datele, să dăm și noi răspunsuri la timp. Pentru că asta iarăși durează, durează în timp, noi până primim noi răspuns de la instituție, după care și iarăși noi trebuie să o transmitem. Și aici iarăși vorbim de, ne întoarcem la specialiști. Un singur specialist nu se poate descurca pentru a gestiona tot programul dat. Noi avem nevoie de a face un plan de activitate sau un plan de instruire a mai multor specialiști, pentru că ceea ce ține de cancelare e una. Da, în fiecare specialist își are domeniul său și fiecare trebuie să cunoască, dar e una când ajunge în practică și e alta când e la nivel de teorie. La nivel de teorie toți cunosc, dar când ajungem în practică ne împiedicăm cu unele probleme care trebuie soluționate și aici ar fi și deschiderea, pentru că sunt probleme, dar ele nu sunt vociferate sau dacă sunt vociferate numai prin vorbe, dar nu înscris. Fiecare problemă ea trebuie neapărat să fie înscrisă, înregistrată, ca să primești și la fel răspuns. Cam asta am vedea noi din partea noastră și sperăm că o să conlucrăm în continuare, că avem multe idei și, într-adevăr, platforma pe care acum este la stadiu incipient. La moment avem numai două module, dar aici am vrea să integrăm mai multe. Vrem să integrăm inclusiv și instituțiile noastre publice, ca la fel cum noi ne propunem să facem și raportările și evidența internă, să facă și ei la fel, să gestioneze la fel. E mult mai ușor și pentru noi asta va fi o transparență, o să putem raporta mai ușor și ca activitate o să putem să ne dezvoltăm. Asta. Mulțumesc frumos!
Acum vreau să-i ofer cuvântul doamnei Toma, care în cadrul proiectului Mă Implic a lucrat împreună cu mai multe autorități publice locale. Au fost implementate mai multe proiecte până acum și cu siguranță sunt câteva lecții pe care dumneavoastră ni le va prezenta și despre care va vorbi în cadrul intervenției de astăzi. Totodată știm că este un apel deschis pentru primării și vă rog să ne oferiți mai multe detalii, în special pentru primarii care se află aici astăzi și care ne urmăresc online pe Zoom. Cu siguranță, vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru invitația la acest eveniment. Pentru noi, proiectul Mă Implic este o oportunitate excelentă, dar cred că și pentru ceilalți parteneri de dezvoltare, să auzim aici care sunt planurile, prioritățile guvernului pe dimensiunea de digitalizare, dar în același timp să auzim care sunt problemele sau provocările cu care se confruntă autoritățile locale în identificarea celor soluții digitale optime pentru activitatea lor. Proiectul Mă Implic este un proiect finanțat de Agenția Elvețeană pentru Dezvoltare și Cooperare. Noi de curând am început cea de-a doua fază a proiectului. În prima fază a durat din anul 2019 până în octombrie 2023. Și la fel ca și în faza, deci 2, în faza 1 avem 3 componente de bază. Intervențiile noastre se focusează pe aceste 3 dimensiuni, și anume administrarea eficientă a resurselor și promovarea unei dezvoltări locale sustenabile și inclusive. Cea de-a doua componentă a proiectului vizează componenta de politici naționale și aici noi oferim suport guvernului în promovarea și coordonarea reformei în domeniul administrației publice într-un mod eficient și transparent. Și desigur, ținând cont că suntem un proiect de implicare civică în guvernarea locală, lucrăm foarte mult cu cetățenii din comunitățile partenere, astfel încât să asigurăm o implicare activă acestora în procesele de guvernare locală și de guvernare locală din comunitățile lor. Deci, după cum a menționat și domnul Mogâldea, actualmente deci noi avem lansat un concurs de selectare a grupurilor de autorități publice locale parteneri pentru faza 2 în cadrul proiectului Mă Implic. Chiar ieri a avut loc o a doua sesiune de informare cu privire la condițiile de eligibilitate și participare în acest concurs de selectare a partenerilor. Urmează o altă sesiune, marți, pe data de 23 la orele 10. Toate informațiile o găsiți pe pagina noastră web și pe pagina noastră de Facebook, proiectul Mă Implic. Scurt, care sunt condițiile de eligibilitate, deci în cea de-a doua fază noi urmează să dăm prioritate sau să prioritizăm cooperarea între autoritățile publice locale din acest considerent, deci condițiile de eligibilitate sunt grupuri de minim 3 autorități publice locale care reprezintă sate, comune din Republica Moldova sau orașe cu o populație de până la 10.000 de locuitori. Grupul de apeleuri trebuie să aibă o populație totală de minim 5.000 de locuitori. În cazul în care nu întrunește 5.000 de locuitori, oferim o oportunitate de aplicare în cazul în care există o intenție de amalgamare voluntară în condițiile prevăzute în acea hotărâre de guvern numărul 925 privind metodologia de amalgamare voluntară. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați sau să vedeți această informație pe pagina noastră web și să vă conectați la sesiunea de informare din data de 23 ianuarie curent. Și termenul limită de aplicare la proiectul Mă Implic este 19 februarie, adică mai avem timp. Și acum o să mă refer... Deci, foarte pe scurt, la ceea ce am realizat noi în faza 1. Deci, trebuie să recunoaștem că în faza 1 digitalizarea nu a fost un fir roșu în cadrul intervențiilor noastre. Noi mai mult am pornit de la dezideratul eficientizării activității APL și vrând nevrând, evident, noi ne-am ciocnit că trebuia să implementăm anumite soluții digitale sau intervenții care până la urmă vizau utilizarea unor instrumente online.
Astfel am realizat un șir de activități de alfabetizare digitală, mai mult conexie cu partea de comunicare și interacțiune a autorităților publice locale cu cetățenii. Am învățat autoritățile locale să creeze pagini pe rețele de socializare, să-și creeze adrese de e-mail, pentru că asta cu siguranță este o problemă, mai ales în localitățile rurale. Am sprijinit autoritățile locale să creeze platforme de comunicare și implicare cetățenilor. Aici au fost create un șir de forumuri de discuții, sondaje online, sesiuni de consultare online, care ne bucură chiar și până în prezent. Aceste autorități publice locale le folosesc în activitatea lor și s-au dovedit a fi foarte eficiente în interacțiunea lor cu cetățenii. Ținând cont că în faza 1 a proiectului, focusul nostru a fost îmbunătățirea serviciilor de gospodărie comunală cu implicarea cetățenilor, noi am reușit să integrăm mai multe soluții digitale în furnizarea acestor sau îmbunătățirea infrastructurii acestor servicii de gospodărie comunală. Astfel am instalat mai multe panouri de comandă și control pentru rețele de iluminat stradal, de exemplu în satele Selemet, Nișcani, Căplani. Am instalat panouri de comandă și control pentru stațiile de pompare a apelor rozate în Sculenile, Ușeni. Am instalat panouri de comandă și control pentru sistemele de alimentare cu apă, satul nou Vorniceni. Aceste panouri de comandă le permite primarilor, autorităților publice locale, să monitorizeze fix calitatea, deci prestării acestor servicii, regularitatea și așa mai departe. Totodată, deci noi lucrăm nu doar cu autoritățile publice locale, dar lucrăm și cu operatorii de servicii din aceste comunități și ne bucurăm să vedem că am reușit, pe lângă faptul să-i dotăm cu echipament modern, pe care ei nu le aveau în dotare, cu softuri de evidență contabilă, noi am reușit ca anumite procese interne de operare acestor servicii să le transferăm în mediul digital. Și aici mă refer la emitere de facturi, plăți online și alte elemente foarte importante și la o anumită etapă inovatoare pentru autorități publice locale, parteneri în faza 1. Și un alt rezultat care noi personal ne mândrim și este rezultatul cooperării proiectului Mă Implic cu Congresul Autorităților Locale din Moldova. E platforma pentru guvernarea locală. Deci, e platforma pentru guvernarea locală reprezintă o resursă foarte utilă pentru autoritățile publice locale. În cadrul acestei platforme sunt oferite un șir de instruiri, servicii de suport online pentru reprezentanții autorităților publice locale. Ne bucurăm să vedem că avem deja mai mult de în jur de 500 de utilizatori unici pe această platformă din circa 1000 de utilizatori, din circa 450 de autorități publice locale, membri ai CALM. Pe platformă sunt disponibile cursuri online pe diferite tematici, pe diferite tematici relevante administrației publice locale. Totodată, pe această platformă, cu regularitate, sunt organizate webinare, sesiuni de informare, de instruire în parteneriat cu alte autorități centrale sau cu partenerii de dezvoltare. Platforma pentru guvernarea locală este un spațiu care oferă oportunitatea unui schimb de cunoștințe, de învățare pentru reprezentanții autorităților publice locale. Mai mult, acolo sunt stocate un șir de resurse foarte utile, template-uri de documente, de decizii care pot fi foarte utile în activitatea primăriilor. Eu îndemn primarii care nu sunt conectați încă la această platformă să se înregistreze și să facă uz de aceste resurse disponibile aici și totodată urez succes colegilor de la CALM ca să mențină potențialul acestei platforme care este inclusiv pentru ei o resursă foarte bună de prestare a serviciilor membrilor săi. Și dacă am menționat că în faza 1 digitalizarea nu a reprezentat o prioritate sau un fir roșu în cadrul intervențiilor noastre,
Lecția învățată pentru noi este că în faza 2 digitalizarea se va regăsi în majoritatea activităților proiectelor. Noi planificăm să încurajăm utilizarea instrumentelor digitale în activitatea apeleurilor parteneri, atât în interacțiunea dintre apele și cetățeni, precum și să dezvoltăm acele abilități pentru utilizarea serviciilor digitale și, foarte important, promovarea alfabetizării digitale, care am auzit că reprezintă într-adevăr o problemă cu care se confruntă deci autoritățile locale atunci când își doresc să implementeze anumite soluții digitale. În vederea realizării acestor obiective, noi am setat câteva priorități. Foarte pe scurt, creșterea alfabetizării digitale. Aici ne dorim să reducem documentația pe hârtie și comunicarea pe intern, la fel pe hârtie. Aici mă refer în mare parte la cele ședințe ale consiliilor locale, care a menționat și domnul Guzun, nu știu câte cutii de hârtie la fiecare ședință se cheltuie, deci noi ne dorim să venim aici cu anumite soluții foarte simple, după mine, dar să eliminăm această problemă sau provocare pe care o au autorități publice locale atunci când organizează sau desfășoară aceste ședințe. Totodată să venim cu anumite soluții ce ține de interacțiunea autorităților locale cu cetățenii, inclusiv cu diaspora. Totodată ne propunem să oferim suport în implementarea EAPL. Aici ne dorim să oferim suport în dezvoltarea competențelor digitale ale angajaților APL și să asigurăm că acele soluții digitale sunt integrate cu soluțiile sistemelor naționale. După cum am menționat, urmează să lucrăm în grupuri de APL, grupuri APL care vor opta fie pentru cooperare intercomunitară, fie pentru amalgamare voluntară, după caz, dar în ambele cazuri cu siguranță va fi nevoie să utilizăm niște platforme de relaționare, de comunicare între ele. Mai mult, în cazul amalgamării voluntare, după mine, digitalizarea trebuie să comporte sau va comporta un rol central atunci când vorbim de acele servicii prestate cetățenilor și o măsură de mitigare care trebuie utilizată atunci când vorbim de distanța de la cetățean până la acel serviciu. Vom continua cu digitalizarea serviciilor de gospodărie comunală. Aici ne gândim la integrarea unor soluții inteligente pentru eficientizarea acestor servicii, ca contoare inteligente, plăți online și multe, multe altele. În partea ce ține de implicarea civică, ne dorim cu ajutorul soluțiilor digitale să consolidăm acele procese democratice locale, să venim cu soluții, de exemplu, ne-am gândit în partea ce ține de bugetarea participativă cu votul electronic sau anumite, nu știu, inițiative locale, să fie posibilă organizarea celor sondaje online. Și în partea ce ține de incluziunea socială, deci o prioritate pentru noi este implicarea tinerilor și a persoanelor în vârstă. Și aici ne gândim la anumite activități sociale pentru a-i implica mai activ în utilizarea și a-i învăța cum să utilizeze serviciile digitale. Și la final, foarte succint, deci vreau să mă refer la câteva aspecte de sustenabilitate, pentru că când vorbim de digitalizare și a fost menționat și în primul panel, nu trebuie să uităm de acele aspecte de sustenabilitate, pentru că o soluție digitală poate suna foarte bine, dar în realitate ea nu lucrează sau nu este eficientă. De aia, ceea ce ne dorim noi să facem pe partea digitalizare este să oferim soluții centrate pe utilizator și pe rezolvarea problemelor, să asigurăm sau unde e posibil ca acele aplicații să fie disponibile pe telefonul mobil, așa cum a menționat și domnul primar, să asigurăm că soluțiile pe care le oferim sunt integrate și în acele sisteme naționale și nu creăm, hai să zic, soluții digitale paralele. Aici ne dorim foarte mult și la coerența și gândirea sistemică, să asigurăm coordonarea atât cu autoritățile naționale, Cancelarea de Stat, Agenția pentru Guvernare Electronică,
cât și cu alți parteneri de dezvoltare ca să asigurăm sinergii și să venim cu soluții cât mai optime, să conjugăm eforturile noastre și să nu ne dublăm. Cam asta ar fi pe scurt. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc mult! Cred că cei care ne urmăresc cu siguranță pot să aplice și să utilizeze poate această oportunitate pentru a implementa anumite soluții la nivel local. Acum vreau să trecem la partea de discuții acestui panel și dacă Victor anterior a discutat despre provocări și soluții pe care le văd atât primarii, dar și autoritățile centrale pentru a spori cumva procesul de digitalizare la nivel local. Eu aș concentra discuția acum mai degrabă pe poate recomandări către diferiți factori de decizie. Fiecare vorbim de autorități centrale, parteneri de dezvoltare, poate alți actori. Poate aici ar trebui să includem industria IT, asociațiile din zona TIC, care la fel poate ar trebui să aibă un rol mai important în toată această discuție, să vedem cum putem conecta experiența lor și poate soluțiile care au fost dezvoltate la tot acest dialog pe care îl avem pe subiectul transformării digitale la nivel local. Și vreau să încep de la Adrian, pentru că el a ridicat mâna și data trei și în sesiunea anterioară. Știu că lucrează la această oră la dezvoltarea unei soluții digitale pentru Edineț și cred că poate ai putea să ne oferi poate un pic mai multe detalii, să ne spui din experiența ta, din experiența colegilor, cum lucrează această cooperare cu autoritățile locale și ce propuneri, recomandări la modul practic aveți voi ca actori din sectorul privat. Bună ziua la toți, sunt Adrian, reprezint compania BS Integrator. Personal sunt specialist pe transformare digitală și business analyst. Eu apreciez foarte mult inițiativa de a organiza așa un eveniment și mi-a plăcut foarte mult și primul panel și a doilea, doar că vreau să pun o întrebare și pe urmă să continu cu partea asta de proiect practic, să-i spun așa. Mi-a plăcut foarte mult mențiunea lui domnul Rusu și lui doamna Cadri, pentru că eu, din perspectiva mea, înțeleg că o primărie este până la urmă o instituție care are mai multe activități. Foarte mult s-au vorbit în prima parte despre e-service și despre serviciile de prestate cetățenilor și eu personal ca cetățean foarte tare apreciez și mulțumesc tot efortul care îl depuneți, eu personal le folosesc, dar în același timp îmi dau seama că primăria în sine, după ce devine o persoană primar, se ciocnește cu niște provocări operaționale foarte mari și pentru mine e interesant, de fapt, cum statul și în același timp ce fel de inițiative de digitalizare sunt a proceselor interne operaționale. Pentru că eu îmi dau seama că dacă voi operațional aveți foarte multe provocări, lipsă de resurse și altceva, focusul vostru de pe este, hai să spunem, parțial sau foarte mult dus pe operaționalitatea asta și guvernarea la tot procesul ăsta din intern și focusul spre cetățean și alte lucruri cumva este dispersat. Sau nu că este dispersat, dar mai este mai greu să gestionați atât de multe procese interne dacă ele nu sunt susținute și cu careva soluții digitale. Mie mi-ar fi bine să înțeleg dacă APL are careva inițiative în direcția asta și dacă sunt, le susținem și noi ca companie IT avem deja careva concepte și soluții cum putem să vă ajutăm să le adaptăm sub instituțiile private, instituțiile de stat sau APL, mă refer la primării. Și dacă vorbim de proiecte mai clare de la Edineț, sunt foarte multe primării și de fapt avem câțiva reprezentanți aici care au foarte bune inițiative și bune care le fac. Și eu cred că statul și mai mult trebuie să îi susține, dar trebuie asta cumva făcut, mă mânuiesc, în anumite etape, mai centralizat și susținut. Inițiativele astea să nu fie doar o inițiativă sporadică aici, acolo, dar să fie o inițiativă poate mult mai bine gestionat la nivel stat, să fie poate un nivel de standardizări, probabil, că dacă noi în timp ar trebuiască să minimizăm numărul de primării, ar trebui să putem să le
contopim și la nivel de date, la nivel de procese și la nivel de aplicații și sisteme. Și dacă ele sunt sporate ca să fie fiecare cu sistemul lui, contopirea asta să fie destul de complicată făcut în general. Noi tehnologic asta suntem gata să facem, dar asta costă bani și timp și iarăși costă specialiști. Și asta sunt alte provocări. Din punct de vedere tehnologic, noi suntem deschiși ca companie IT, vă ajutăm cu ce vă doriți, dar asta îți vă coste. Și nu trebuie să consumăm resursele nerațional în sensul ăsta. Eu totuși ar vedea că voi ar avea nevoie de o soluție de tip cum este în întreprinderi ERP, se numesc, sau Enterprise Resource Planning, care să gestionat mult mai eficient procesele operaționale și altă soluție care să susție tot serviciul care le dați către cetățeni. Atâta timp când nu aveți o soluție foarte bună pusă la punct, standardizată la nivel de țară, care să gestionați activitățile voastre operaționale, voi vă desfocusați de multe, multe lucruri și aveți aceeași provocare de oameni. Având o soluție bună de operațională, poate posibil, nu spun, nu neg faptul, dar posibil să aveți mai puține nevoie de mai puține resurse de oameni sau cumva de genul ăsta, da? Ce ține de Edineți, avem mai multe inițiative acolo, este un proiect foarte bun, cred că mai bine ați vă poate spune colega mea Ludmila, pentru că ea e mai implicată în proiect, dar noi suntem gata să susținem ca companie privată orice inițiativă a oricărei primării, dacă sunteți gata, noi suntem deschiși. Domeniul IT la noi în Moldova este puternic, el destul de, nu vorbesc anume strict doar de EBS Integrator, dar avem foarte multe companii puternici care pot să susții orice inițiativă de-a voastră. Dacă este susținere și dorință, noi suntem gata să ne implicăm. Mulțumesc! Da. Deci, referitor la Edineți, noi suntem la început de proiect, abia proiectul începe, se dorește dezvoltarea unei platforme. Inițial s-a dorit o platformă mult mai mare, dar dat fiind faptul că finanțarea nu acoperă toate dorințele, deci momentan o să fie ca o platformă web unde cetățenii localnici o să poată intra, descărca documentele, template-uri de cereri care le pot obține de la primărie. O să fie un instrument de votare, pentru că iarăși iau careva bugete care pot să le aloce la unele proiecte și respectiv localnicii pot vota pentru ce proiect vor să fie alocat acel buget. Și deja informații publice, la Edineți este un proiect legat de iluminat stradal, respectiv o să fie informații despre acest proiect la ei pe site. S-a dorit și ceva servicii digitale la fel legate de grădinițe, dar momentan nu se reușește să fie implementat, probabil deja în viitor, dacă o să mai obțină careva finanțări. Și cam momentan, asta e. Mulțumesc. Mai avem o întrebare din sesiunea anterioară? Ok. Bun, atunci vă invit ceilalți din sală care au comentarii, întrebări sau vor să vorbească despre experiența proprie pe această dimensiune a digitalizării la nivelul apeleurilor să intervină. Vă rog. Mă scuzați. Bună ziua tuturor. Sunt primarul satului Vireșeni, Popa Serghei. Deci, noi o să mulțumim Agenției de Guvernare Electronică pentru că anul trecut am beneficiat și noi de Centrul Unificat Prestări Servicii. O problemă a fost că am fost acceptați repede pentru că un coleg primar nu a avut surse, să identifice surse financiare pentru a implementa proiectul, adică ca să plătească specialistul. Noi am găsit aceste surse, dar eu cred că sunt multe primării, chiar am discutat cu colegi care vor să implementeze aceste servicii și eu cred că APC-ul ar trebui să încurajeze primăriile, ca deja acei primari sau primării care vor, într-adevăr, să implice digitalizarea serviciilor, să fie cumva încurajați chiar cu acoperire financiară. Pentru că acum sunt mulți tineri și adică la digitalizare e un plus că găsești cât de cât un specialist care, dacă îl motivezi, el acceptă să lucreze. Asta este. Mulțumesc. Da, vă rog. Da, mulțumesc, Virelu Rusu, că am vorbit la prima sesiune. Într-adevăr, vreau să accentuez și să
Mulțumesc că am colaborat cu proiectul Mai Implic și este anume e-platforma a Congresului Autorităților Locale din Moldova, dar în ce context vreau să spun? Această platformă poate fi utilizată inclusiv, vreau să salut și apreciez implicarea sectorului privat în acest proces. Aici trebuie o coagulare de eforturi și chiar în prealabil spun, dar putem organiza webinare pe această platformă. Această platformă permite conectarea majorității, mare absolute a autorităților locale, chiar discuția despre anumite soluții, chiar poate fi o discuție prealabilă, ce se dorește și inclusiv soluțiile care sunt, ele pot fi aplicabile, trebuie modificate, trebuie adaptate pentru sectorul public la nivel local, deoarece trebuie să știți, business-ul e business, afacerile, sectorul public e sectorul public și este anume foarte salutabil acest lucru. De ce mulțumesc pentru feedback-ul dat de dezvoltatorii la nivel privat, anume noi chiar am făcut o misiune pe lângă parteneriatul cu Agenția de Guvernare Electronică și cu nivelul central, nivelul local, aici trebuie să mai adăugăm și parteneriatul cu sectorul privat, anume în domeniul IT, care este o sursă foarte mare. Și în contextul acesta aș vrea să dau o întrebare doamnei Toma. Din punct de vedere, a pus problema două momente. Eficientizarea resurselor și anume alfabetizare digitală. Vreau să îmi răspundeți dumneavoastră, v-ați pus un scop foarte nobil, bun, anume digitalizare, anume alfabetizare digitală, inclusiv la nivel local, și pentru mine interesant ce platformă veți utiliza. Sper că nu veți crea de nou o platformă nouă de e-learning în acest aspect. Vă mulțumesc! Mulțumesc frumos. Vreau să ofer acum cuvântul vorbitorilor noștri. Deci două elemente aici aduse în discuție de Adrian. Rolul digitalizării în contextul amalgamării, fie că vorbim de amalgamare voluntară, fie una obligatorie la o anumită etapă, contează în ce măsură și care sunt așteptările APL-urilor în acest sens? Și doi, exact ce aici menționa domnul Rusu legat de platformele care există, sunt ele interoperabile? În ce măsură ele se suprapun și ce trebuie de făcut în acest sens pentru ca să nu asistăm la o dublare cumva investițiilor în aceste soluții? Poate domnul primar, începeți dumneavoastră. Știți, eu sunt pentru amalgamare, dar acum nu mă pot expune că sunt mai multe întrebări decât răspunsuri la acest capitol și chiar am avut mai mult ieri ne-am întâlnit mai mulți primari și am discutat despre amalgamare și chiar au apărut mai multe întrebări. Ceea ce vroiam eu de fapt acum să spun că noi vedem o provocare la primăria Cimișlei atunci când nu avem o bază de date închegată cu privire la, de exemplu, am deschis gospodăria Andronache, unde să fie arătat tot ceea ce deține Andronache. Da? Și acum încercăm primitiv să facem printr-un Excel ca să putem introduce cât mai multe date ca să le fie mai ușor specialiștilor de la primărie ca să, în primul rând, să aibă acces toți specialiștii la această bază de date, iar doar un singur specialist fie responsabil, de exemplu, specialistul pe evidența populației care să cunoască foarte bine despre fiecare, pentru că acum se întâmplă noi când vine cineva și solicită componența familiei, noi îi trimitem un specialist în teritoriu, duci și bate la ușă, e adevărat, sunt doi în această gospodărie sau trei și se pierde foarte mult timp și de asta chiar aș vrea să implementez un proiect cu o bază de dată unică să fie pentru toți cei care lucrează la primărie să poată accesa. Da, în contextul întrebării care a fost pusă, chiar sunt foarte bune și noi tot ieri am discutat și noi cu câțiva colegi la Cancelarul de Stat referitor la
opțiunile spre amalgamare, posibil să ne aventurăm într-un astfel de proiect, într-un astfel de proces, luăm în calcul toate avantajele, dezavantajele și riscurile care sunt. Evident, sunt și foarte multe riscuri și sunt și foarte multe avantaje, dar cred că și dezavantaje la fel, sunt la fel de multe. În contextul în care soluția, chiar acum și vreau să spun și că la Sirius tot implementăm și CUP, sau apropo, cu uitat să-mi spun colegii de agenții și lucrăm foarte mult și suntem și în pilotarea și cu EPL și încercăm și noi tot așa să dăm și noi un feedback că, mă rog, trebuie să fie cineva care să încerce și toate chestiile astea, mai dăm pe bar, mai dăm pe acolo, dar oricum lucrurile merg înainte, fiindcă pe astea sunt lecții învățate, apropo. La chestia asta cu amalgamarea și cu baze de date, chiar acum, săptămâna aceasta, și apropo, uitat să-mi spun anterior când am vorbit, am solicitat la câteva companii niște oferte ca să procurăm să facem un server în primărie, un server care să aibă și funcția asta de șeruială în primărie, dar totodată bază de date, adică, mă rog, am solicitat și eu, nu știu, niște dispozitiv de 14 terabytes, dacă facem și cu istoric și cu bibliotecă digitală, de exemplu, ne gândim să facem și inclusiv pentru un proiect ne propunem să și discutăm acum acest aspect, ca să facem un fel de arhivă digitală, adică să mai luăm și noi documentele cele pe la raion de pe anii 92, că foarte des facem acum trimiteri la dânsul, în contextul programului de stat PF, cu evaluarea și cu intablarea masivă, și foarte mult avem nevoie de aceste decizii și de foarte multe ori trebuie să facem interpelări, chestii, pierdere de timp, că noi putem să avem chestia asta pe serverul acela, cu acces liber și în contextul în care fie o amalgamare, iată, cumva o sistematizare a datelor din comuna în care sau din OATI-ul care urmează să fie, nu știu, absorbit de o comună mai mare sau din sat mai mare sau care urmează să facă o nouă entitate, iată, acele bază de date ar fi ca model spre ea, fix așa un background este de istoric de date, contracte, patrimoniu, titluri, nu știu, scrisori, corespondență, este tot așa și se adaugă la acel server, iarăși chestia asta trebuie să aibă acces după nivel de securitate specialiști din primărie, ca atunci când, de exemplu, apare un nou, eu eventual vorbesc, ipotetic vorbesc, apare un nou OAT și specialiștii care deja sunt angajați, da, în noul OAT, să aibă acces și la baza de date, de exemplu, admitem Pisiriet sau Peroșcani sau Pinegriș sau alt comun care suntem noi acolo, ca ei să poată vedea, uite, întrebește ceva istoric, iată, făcut trimitere acolo, solicitate, găsă datele și presta serviciu. Și asta foarte mult ajută în contextul ăsta, noi foarte mult dezvoltăm așa chestii și posibil noi săptămâna asta, cred că semnăm chiar și contractul, ca să începem implementa, să putem monta acest server în primărie și tot ce am vorbit eu anterior, să colectăm inclusiv acolo și dacă în cazul în care amalgamăm, mărim spațiul, mărim sau dezvoltăm serviciile, ca acolo, în căsuțică și mapa aceea, sau cum mai erau, am avut așa, da, era un președințar care spunea că în ciumadan și cu celălalt, ca să punem toate datele astea acolo. Și cumva să avem acces, specialiștii noi care sunt și în vechiul AT și în nou AT, referitor la întrebarea cu alfabetizarea, într-adevăr, nu știu dacă ar trebui să dezvoltăm foarte multe platforme, sumedienii sau foarte multe proiecte care au fost, de exemplu, eu lucrez 9 ani în primărie și deja când am venit eu în primărie, deja știți cum mergeam cu pași continui ca să învăț pe parcurs tot ce trebuia să învăț în calitate de vice la acea vreme din 2015, dar oricum mă duceam des că eu când am venit deja erau proiecte care erau pe final de cale. Și tot așa auzim că s-au făcut site-ul ăsta, s-au făcut platforma asta, s-au făcut pagina și și când se finisau proiectele și acum am cum eu scriu și eu proiect la primărie, permanent, este sustenabilitate, durabilitate și acum eu și îmi pun întrebarea. Oare și era scris în formularele și elea când se face o pagină web la durabilitate și sustenabilitate? E gata să moarte majoritatea. Și respectiv, adică ideea era ca să dezvoltăm cumva așa un fel de... Îi zic eu, poate ar fi o platformă struță, o camil de asta mare, o piramidă mare, dar în schimb știi că e intrat acolo și acolo ai de toate. Nu trebuie să găsești acolo, să cauți dincolo, la mulți server nu lucrează, să sunt lumina, nu internetul, că situații sunt diferite. Nu e generator, nu e motorină, motorinul poțic la pieco iar și nu e lumină și tot așa mai departe. Adică mai bine dezvoltăm un singur sistem, acolo să fie de toate, îl menținem, îi spărim gradul de securitate, ca nu cumva cineva să-l fure sau să-l șteargă sau să bage acolo un virus și cumva caram asta ar fi ideea. Pe scurt, mersi. Cu referire la platformele, fiecare primărie care acum implementează proiectele este de digitalizare, chiar activează fiecare diferit. Să ne uităm la fiecare primărie, chiar e total diferit. Da, aspectul e același, activitatea e aceeași, dar platforma diferă foarte mult. Ar fi foarte bine, într-adevăr, să fie una unică, care
mai ulterior o să fie toți conectați și o să poată activa în același domeniu. Dar ar fi bine să fie public cumva făcut în consultări publice, să vedem că pentru fiecare este câte o nuanță ce diferă. Da, noi în principiu ne asemănăm, dar depinde de regiune. Unul activează într-un fel, altul activează alt fel și respectiv să fie adaptată în așa fel ca noi să putem să le conectăm pe toate. Și când vom putea conecta, deja o să fie mai ușor și pentru amalgamare, pentru că dacă o să avem și stocare de date, o să fie și arhivarea, noi o să putem transmite și raportările toate, deja ca procedură o să fie mult mai ușor, mult mai simplificat. E bine să fie ideea asta implementată cumva la nivel de stat, pentru că noi căutăm ca primărie investiții pentru proiectele noastre mici, locale. Dar ca să putem diversifica sau să diseminăm această informație pentru toți, eu leac că e mai complicat. Și aici ar fi bine dacă s-ar implica și la nivel de stat să ne ajute cu suport. Da. Mulțumesc, domnul Rusu, pentru întrebare. Eu îmi cer scuze, poate nu am fost foarte explicită. Atunci când ne-am referit la alfabetizarea digitală, de fapt ne-am referit la niște activități de dezvoltare și consolidare a competențelor digitale, atât a personalului cât și a cetățenilor din acele comunități. Și aici mă refer la cele abilități a persoanelor ca să poată chiar accesa acea platformă online, pentru că ne aducem bine aminte. Atunci când am lansat acea platformă online, primeam dumneavoastră, adică sau colegii dumneavoastră primeau sunete cum ne registrăm, cum accesăm acel curs, cum downloadăm acel document. Iată, dar în niciun caz nu avem în plan să elaborăm sau să dezvoltăm o altă platformă. Platforma care este o platformă bună, utilă și mizăm pe un parteneriat continuu cu Congresul Autorităților Locale de Moldova ca să utilizăm această platformă ca un spațiu comun pentru acele cursuri care vor urma, acele informații, inclusiv pe partea ce ține de alfabetizare digitală, de ce nu? Nu. Mersi. Mulțumesc tare mult vorbitorilor pentru această rundă de intervenții și, în general, pentru o discuție care, cred eu, trebuie să nască și mai mult interes din partea altor primării, din partea altor aleși locali legat de experiența noastră pe dimensiunea digitalizării, mai multă susținere din partea autorităților publice și dialog poate mai extins cu autoritățile locale pe această dimensiune și totodată mai mult coerență, cred eu, între ceea ce se dorește la nivel guvernamental, când vine vorba de strategii, când vine vorba de planuri de acțiuni și ceea ce se implementează la nivel local. Și aici cred eu că mai avem mult de lucru nu doar pe dimensiunea digitalizării, dar și pe multe alte domenii. Vreau să o invit pe doamna Angela Dumitrașcu, manager de proiect în cadrul GIZ, un proiect care susține guvernarea și digitalizarea în țările din parteneriatul Estic, să vină cu câteva concluzii pentru finalul acestui eveniment. Vă mulțumesc foarte mult, în primul rând, pentru discuția aceasta fructuoasă și cu cât mai mult v-am ascultat, cu atât mai mult mi-am dat seama că faptul că am lăsat această serie de activități, de conștientizare anumitor aspecte cei ce legate de transformare digitală este ceva care noi corect cred că am făcut împreună cu colegii de la IPRE și am insistat foarte mult ca să avem anume sesiunea aceasta pe EAPL, în care să avem și un dialog cu reprezentanții autorităților locale, pentru că considerăm că suntem în acea perioadă când trebuie totuși să eficientizăm aceste lucruri. Transformarea digitală deja nu este un trecut sau nici nu este un viitor. Este un fapt împlinit la care s-a dat curs, la care cred că nu puteam da înapoi, dar trebuie să ținem pas cu el. Din câte văd eu, deci da, știm pe de o parte, trebuie să recunoaștem că e bine că avem guvernul care a declarat totuși că este o prioritate și avem strategia națională care eu v-aș încuraja să o citiți.
Eu știu că deseori se fac strategii care se lansează, se vorbește, dar când vorbim concret ce este inclus acolo, sunt sigură că foarte multă lume câteodată nici nu cunoaște ce este inclus acolo. A doilea moment, care este tocmai din cauza problemelor care au fost ridicate, eu v-aș încuraja, după discuția de astăzi, care a fost foarte benefică, eu cred că și pentru nivelul central, să ne regăsim în măsurile care sunt în strategie. Și dacă nu ne regăsim în măsurile din strategie sau sunt legi, cum ați spus dumneavoastră, la care trebuie să fie făcute amendamente, să vociferăm lucrurile acestea. Nu trebuie să vină GIZ, nu trebuie să vină alt donator ca să vă pună să aveți dialogul respectiv. Între guvernul central, între guvernul local, între sectorul privat, între ONG-uri. Eu cred că noi, prin exemplu de astăzi, am demonstrat că asta este foarte posibil și nu necesită foarte multe resurse. Mai înainte de a vorbi de resurse, care eu înțeleg foarte bine, orice soluție digitală are nevoie de resurse financiare. Dar tot experiența noastră arată că resursele acestea financiare pot fi irosite dacă avem o situație în care fiecare stă în găoacea lui, face diferite platforme, ca până la urmă să aflăm că Sireț, de exemplu, a făcut deja lucrul ăsta, că Cimișlie deja s-a gândit la lucrul ăsta, că la nivel central deja este o anumită platformă, dar poate nu are anumite elemente care de fapt ar putea să faciliteze anumite procese. De aceea, cred că s-a spus așa printre rânduri, dar reingineria, și eu chiar vă îndemn, înainte ca să începem o soluție digitală, să ne uităm în primul și în primul rând la cadru și procesele care trebuie să fie revăzute. Fie că aceasta este o instrucțiune de utilizare a semnăturii digitale, fie că aceasta este, eu știu, un simplu document care nu mai și-a erosit efectiv validitatea și toate lucrurile astea. Totodată, eu înțeleg foarte bine că sunt foarte multe situații când timpul ne presează. Și din intenția bună să atingem obiectivele sau cum avem noi planul ăsta și indicatorii care sunt acolo și guvernul încearcă să facă lucrurile repede ca să fie disponibile și trebuie să fim un pic conștienți de lucrul ăsta. Dar ar fi bine să nu mai avem noi așa o vorbă, să nu mai călcăm pe greblile cele care au călcat alte țări. A fost spus aici deja exemplul Estoniei. Noi am fost în Estonia, noi am văzut unele lucruri și știu că și în sală sunt persoane care au fost și au văzut aceste lucruri și ar fi bine deja, într-o oarecare măsură, avem și luxul când totul este deja pe masă, spus și destul de sincer câteodată ce a mers, ce n-a mers. Dar totodată nu mai avem luxul acesta de timp, care poate unii au avut. Da? Mai ales în contextul procesului de integrare europeană, acum cu statutul de candidat, acum chiar e timpul când mâncile trebuie să fie răsuflecate și acțiunile făcute așa ca la carte, la care să nu se întoarcă înapoi. Eu cred că asta este doar începutul. Și ne bucurăm foarte mult și vreau să vă mulțumesc foarte mult că ați, eu știu că sunteți foarte ocupați, că ați găsit timpul ăsta să venim aici. Eu cred că acest eveniment mai trebuie repetat periodic cu extinderea și cred că putem discuta și cu Cancelarea de Stat. Mai sunt inițiative care vin din urmă și cu suportul în domeniul reformei administrației publice, cum a fost anunțat de către directorul de țară GIZ, va mai fi, dar am fost aici câțiva donatori care, de fapt, și pe unii chiar i-am redirecționat. Da? Dacă aveți probleme cu, la nivel de apele, de exemplu, cu cine ați putea să discutați, poate să rezolvați anumite soluții. Dar, iarăși, aceste soluții le puteți găsi doar atunci când le vociferați, când întrebați. Și dacă nu este unul, cineva, totuși, până la urmă, va deschide calea. În același timp, folosiți resursele locale care noi le avem. Noi totdeauna suntem în goană după experiență internațională, dar uităm câteodată că avem și aici anumite experiențe. Noi avem foarte bune companii.
S-ar putea să spuneți că sunt scumpe. Bun, sunt, da, este și acest aspect și cumva, într-adevăr, finanțarea pentru soluții digitale cumva trebuie să fie asigurată și trebuie discutat mai în detaliu și poate discutat pe cât Ministerul Finanțelor, aici tot se implică. Dar totodată nimeni n-a anulat cooperarea privată, publică-privată, da? Deci care asta puteți să faceți nu neapărat așteptând guvernul să facă ceva. Deci dumneavoastră ca APL cu sectorul privat puteți intra în dialog efectiv direct. Pentru că acum, din experiența noastră, vedem că sunt multe servicii, e-servicii și multe platforme și multe instrumente. Problema este cum de făcut așa fel că aceste instrumente să vorbească unele cu altele și platformele să fie sistemice. Deci nu sporadice, dar sistemice. Eu cred că asta este și din discuția care noi am avut-o astăzi, am înțeles că e vorba deja de momentul pe o mare parte sistemic, pentru, de exemplu, mediul rural, sunt probleme când, de fapt, este vorba și de acces, de alfabetizare digitală, care, de fapt, trebuie să se întâmple în paralel. Iarăși vreau să vă mulțumesc foarte mult colegilor noștri de la IPRE pentru inițiativa respectivă și vouă pentru faptul că unii chiar au fost foarte sinceri de a spune problemele și provocările pe care le întâmpină și ceea ce cred că noi putem să promitem că noi vom încerca cel puțin să vă ajutăm să găsiți soluții fie prin dialog, fie prin deja acțiuni concrete, prin intermediul nu neapărat doar al nostru, dar al părților interesate și vă doresc succes și baftă și curaj și răbdare. Mulțumesc, Angela, și ultima remarcă, dar foarte scurt, vă rog. Eu să vă dau exemplu Chișinăului. Noi pe e-management nu am cumpărat nici server și avem un volum stocat foarte mare, am folosit al Stiscului și am făcut un contract gazdă de utilizare a serviciului și plătim mentenanța doar un singur operator, dar avem în sistem deja inclus municipiul Chișinău cu peste 100 de entități. Colegi, încercați să cooperați cu cei care... Da, noi avem acolo o problemă că nu putem dezvolta niște moduli, dar eu cred că prășind împreună o să dărâmăm buruianul rău. Și apropo, cu semnătura electronică, a zis doamna primar, e o simplă modificare a semnăturii electronice cu un QR cod alături. Și atunci ne scoate de pe toți povara aplicării unui ștampil de confirmare, pentru că QR codul poate fi citit. Și atunci tu ai documentul transmis prin poștă electronică fără a chema solicitantul la primărie să ridice documentul. Mi se pare că sunt niște lucruri atât de simple care pot fi făcute, că chiar nu ne trebuie să ne adunăm ca să descoperim, nu știu, o căruță cu doi cai. Mulțumesc. Pentru încheiere, pe scurt, vreau să menționez faptul că pentru noi această experiență de discuții cu APL-urile, în special la nivel local, cu diferiți parteneri din regiuni, încercarea de a ieși în afara Chișinăului este una foarte benefică, pentru că de multe ori aici avem multe oportunități, multe evenimente, multe platforme de discuții. Atunci când ieșim în afara Chișinăului, situația este total diferită și de aceea noi vom continua cumva acest exercițiu. Vrem să mergem și în alte zone din țară pentru a vedea care este experiența de acolo, care sunt problemele la nivel local, care sunt eventuale decalaje sau clivaje la nivel de dezvoltare acestor soluții, pentru că putem asista la experiențe bune, așa cum am avut astăzi și pe care le-am discutat astăzi, și zone în care lucrurile, din păcate, încă sunt la o etapă incipientă. De aceea, noi vom continua această experiență și mai departe. Noi încercăm în cadrul acestui proiect să găsim
aceste, și să formăm aceste punți de dialog cu diferiți actori, trebuie să spunem că pe domeniul digitalizării, din păcate, încă suntem la etapa în care noi încercăm să construim aceste platforme de dialog. Ele nu există în sectorul asociativ, în zona din care noi venim, nu există foarte multe organizații care să acorde o atenție specială politicilor din domeniul digitalizării, mecanismelor, instrumentelor care există, dialogului cu autoritățile în acest sens. De aceea, pornind de la acest proiect, noi dorim să învățăm cât mai multe lecții și să continuăm în timp să creăm mai multe, platforme de discuții și să interacționăm mai activ cu toți actorii interesați pe acest subiect. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, mulțumesc GIZ pentru susținerea acordată, mulțumesc partenerilor de la Prives.eu pentru că ne-au asigurat transmisiunea în direct a acestui eveniment, mulțumesc primarilor și consilierilor locali care au fost cu noi prin intermediul Zoom, mulțumesc traducătorilor pentru că ne-a asigurat traducerea în cadrul acestui eveniment și evident colegilor mei care au fost prezenți astăzi aici. Vreau să vă încurajez să rămâneți aproape de acest subiect și să urmăriți activitatea noastră, pentru că cu siguranță vom veni cu noi și noi analize pe diferite subiecte și inițiative pe dimensiunea comunicare, informare despre procesul de digitalizare, inclusiv la nivel local. Acestea fiind spuse, vă doresc o zi bună și multă sănătate, mult succes în activitatea noastră.